Da, bună seara, bună seara. Este seara, este după ora 6 dacă intri. Este seara. Asta este o întrebare la care va trebui neapărat să aflu răspunsul. În orice caz, bună ziua sau bună seara, prieteni, bine ați venit la o nouă emisiune de a Stelei Libere. Adi 2 o să intre și el în curând cu mine, întârzie puțin. Și până intră el, o să fac un anunț de ce este pe Facebook această emisiune. Păi, din mai multe motive, pentru că, în primul rând, Adi 2 m-a bătut de foarte mult timp la cap să facem această emisiune pe Facebook. El consideră că acesta este un mediu mult mai bun, putem ajunge la mult mai mulți oameni și așa mai departe. Are dreptate, bineînțeles. Am făcut însă acum pe Facebook și pentru că avem ceva să-i demonstrăm individului care tot încearcă să închidă canalul nostru. Acesta ne-a făcut ceva plângere pe YouTube și am primit un avertisment de la YouTube că, atenție, folosim o marcă înregistrată de altcineva. Ne-am interesat puțin și se pare că acest individ, pe numele lui Mătușoiu, cum putea altcumva să se numească până la urmă susținătorul, unul dintre susținătorii lui echipei Rubicale, doar cu oi în nume, se poate. În fine, acest individ se pare că a furat poza noastră de la Steaua Liberă, a înregistrat-o ca marcă în altă țară și a făcut plângere la YouTube spunând că noi folosim această marcă care e a lui. Evident că este o dovadă de hoție, dar YouTube, pentru că ei nu stau să gândească și să se uite peste chestii din astea, au dat jos videoclipul pe care noi îl aveam dedicat membrilor canalului nostru și celor care poate că vor să fie membri ai canalului nostru. Acolo, în partea video a videoclipului, era poza asta pe care o vedeți și acum la contul Stelei Libere pe Facebook. V-am spus, acest individ Mătușoiu a luat această poză, a înregistrat-o ca marcă și acum încearcă cumva să închidă canalul Stelei Libere de YouTube. Nu va reuși. E bine însă că ne-a atras atenția că vor să facă chestiile astea. Pentru că o să fim mai atenți de acum înainte și o să știm să nu folosim lucruri pe care ei l-ar putea înregistra, de exemplu, în videoclipuri. Da, o să avem de acum înainte poze precum asta pe care o vedeți acum cu Bogdan Chipirliu. O să avem alte lucruri pe care ei să nu le poată folosi împotriva noastră. Suntem absolut siguri că dacă noi am schimba acum poza pe care o are la profil Steaua Liberă, în secunda a doua acești indivizi s-ar duce și ar înregistra-o din nou, pentru că se pare că ei sunt bine finanțați și rău intenționați. Pentru cei care nu știu, în Marea Britanie, pentru că acolo a fost înregistrată această marcă, costă 300 de lire să o înregistrezi. Deci nu este o sumă mică. În orice caz, dacă individul vrea să arunce bani, nu este absolut nicio problemă, v-am mai spus. Steaua Liberă nu este un business, nu funcționează ca o afacere, pe noi nu ne interesează dacă cineva încearcă să înregistreze numele sau să facă bani de pe el. Noi avem aici o comunitate făcută deja de oameni care ne urmăresc. Avem site-ul pe care nu-l poate da nimeni jos pentru că, să fim serioși, este deja un site vechi, este protejat. Avem spațiul nostru pe server, nu știu ce să vă spun, e foarte greu să dai site-ul ăsta jos. Trebuie, nu știu, cumva să demonstrezi că a existat un site Steaua Liberă înainte și că Steaua Liberă, blogul acesta, îți fură ție tot conținutul și toate alea. Nu, deci nu se poate. Nu e vorba de încălcarea dreptului la marcă sau ceva, deci e imposibil. În orice caz, noi am luat măsuri. Dacă o să intrați pe contul nostru de YouTube, o să vedeți că anumite videoclipuri au fost făcute private. O să ne uităm peste ele să vedem unde apare poza asta pentru care acest individ a făcut plângere. O să o dăm jos și o să continuăm ca și până acum. Nu o să fie absolut nicio problemă.
Canalul nu o să fie închis, v-am spus, și chiar dacă ar fi închis, prin ceea ce am făcut acum aici pe Facebook, vrem să dovedim că ni se cam rupe. Până la urmă, pe pagina de Facebook avem mai mulți urmăritori, e vorba de 19.000 și ceva, față de cei 3.000 și ceva de pe YouTube. Dacă avem nevoie să vorbim despre ceva, mult mai ușor o facem pe pagina pe pagina de Facebook, îmi cer scuze. Deci orice ar vrea, ar intenționa acești indivizi să facă, n-au decât dovedesc doar chiar mai mult că noi avem dreptate, pentru că m-am interesat un pic despre acest individ, se pare că el este un bucătar din Anglia. Ce să te aștepți? Era clar că nu ar fi vreun intelectual. Dar nu că ar fi o problemă acum dacă cineva este bucătar, evident, foarte bine, este o meserie onestă. Omul, evident, care o practică nu este un om onest, pentru că se pare că acest individ a mai fost la noi în emisiune, a fost chiar la noi în emisiune, a stat cu noi la discuții, a pierdut dezbaterea, ca să spun așa, că nu a reușit să câștige cu argumente și pentru că nu a reușit să câștige cu argumente, în martie, adică luna trecută, a înregistrat poza pe care a furat-o de la noi, de pe profil. Și, evident, știți, mai departe v-am spus ce s-a întâmplat, a făcut o plângere. Din fericire, noi suntem în relații bune, ca să spun așa, cu YouTube-ul. YouTube-ul a apreciat canalul nostru până acum, a apreciat conținutul pe care noi l-am urcat acolo și ne-a trimis un mesaj că există plângerea asta făcută cu această marcă care a fost înregistrată altundeva. Ne-a oferit posibilitatea de a combate acest... Nu, nu o să facem lucrul ăsta, vă dați seama, pentru că este bătaie prea mare de cap și nu avem de ce. Videoclipul pe care l-a dat jos era un videoclip de introducere fără niciun fel de valoare. Putem să facem oricând un alt videoclip. L-a dat jos. E bine însă că ne-am dat seama care este punctul slab, ca să spun așa, pentru că noi v-am spus, oricând se poate duce cineva și să înregistreze un semn care apare pe unul dintre videoclipurile noastre și să facă plângere mai departe și să tot avem probleme din astea. Suntem noi la prima abatere pe YouTube. Evident, YouTube doar ne-a atras atenția, este doar un avertisment. Nu există nicio șansă ca canalul nostru de YouTube să fie închis. În zilele următoare o să ne uităm peste videoclipurile care sunt acolo. V-am spus, vizibilitatea lor a fost restricționată momentan. O să ne uităm, o să facem modificările care trebuie făcute, pentru că YouTube îți pune la dispoziție și uneltele necesare ca să poți blura chiar numai partea din videoclip care poate că conține o poză din asta cu probleme. Asta o să facem, o să le vedeți în curând toate acele videoclipuri înapoi sus, o să le puteți asculta când o să vreți. Dacă cei care au făcut această plângere se gândesc că ne afectează cumva monetizarea, le spunem că nu ne interesează acest aspect. Banii pe care Steaua Liberă îi făcea din reclamele pe care YouTube le pune pe videoclipurile noastre erau de ordinul eurocenților. Deci vă dați seama că o pierdere foarte mare nu este. Dar le mulțumim totuși acestor oi disperate să închidă Steaua Liberă, că ne demonstrează din nou că ele nu sunt capabile să câștige o discuție argumentată, se pot descurca doar punând pumnul în gură și furând. Ei atâta știu să fure, atâta știu să-i copieze pe alții. De fiecare dată când aceste oi fac lucrurile acestea, nu fac altceva decât să dovedească că fece făcuse bună este steaua. Nu fac altceva decât să dovedească că noi avem dreptate. Din partea noastră, mult succes în continuare să înregistreze absolut toate desenele pe care le văd pe Steaua Liberă. Le atragem însă atenția că am mai primit o notificare din asta și din partea clubului Steaua pentru desenul acela
cu cercul și cu litera A. Deci aveți grijă, dacă vă înregistrați aia, s-ar putea să aveți probleme cu Clubul Steaua. Vă dă Clubul Steaua în judecată pentru că folosiți o marcă care e asemănătoare cu o marcă de-a sa. Deci, mult succes în continuare, v-am spus, nu ne interesează. Singurul lucru care nu-mi place la Facebook este că nu pot să îi salut chiar pe toți cei care ne ascultă, dar o să-i salut. Întâi o să-l salut pe Adi Doi care a intrat între timp. Salutare, Adi. Salutare și băieților. Da? Îi salut pe Coco CSA, Cristi Creța, Claudiu Ghizdăreanu, George Petre, Petre Santa sau Șanta, îmi cer scuze dacă am greșit numele, Florin Macovei, Ciprian Laza și așa mai departe. Ăștia sunt cei care ne-au scris până acum, știm însă că sunt mai mulți oameni care ne urmăresc, vedem și noi acum. Vă zicem bine ați venit, prieteni, și vă rugăm să distribuiți, bineînțeles, videoclipul dacă puteți, pentru că ne-ar ajuta foarte mult. Este o chestie nouă aici ce vedem pe Facebook. Mă uit și eu un pic acum, într-adevăr este destul de interesant. Facebook are mai multe unelte cool, ca să spun așa. Cred că o să facem mai multe videoclipuri pe această platformă sau o să încercăm să facem și noi cum fac băieții de la CSS. Bun, acum îmi dau seama că am făcut o greșeală. Cristi Creța zice că se aude foarte încet în înregistrarea emisiunii de a doua zi de pe YouTube. Ziceți-mi, vă rog frumos, acum dacă se aude, înainte să mergem mai departe, ziceți-mi dacă se aude cumva prost emisiunea asta. Eu sper că nu se aude, eu sper că, cred că dacă se auzea, deja ne-ați fi spus. Dar numai așa ca să fim siguri. Eu n-am primit nici notificare, că uite, încerc să intru pe chat și nu mă lasă. Băi, nu Nu, am nici primit nu mă... notificare, asta nu e Păi o măcar tu, problemă. măcar tu. E clar însă că notificările le vin doar celor care sunt selectați. Nu știu dacă apare live-ul pe pagina de Facebook. Am făcut și eu ca tine, adică tu tot faci evenimente. Am făcut și eu un eveniment. Acum să văd ce Mare înseamnă prostie, Robert. să Da? faci acest eveniment. Eu nici nu văd YouTube-ul și eu videoclipul pe Facebook, dar îmi zice că merge. Văd oamenii că au intrat. Probabil că trebuie să intri pe pagina evenimentului ca acesta să... Da. Notificările le vin doar Trebuie să intri pe celor pagina evenimentului ca acesta să... ca să poți accesa videoclipul. Asta este o greșeală pe care am făcut-o, nu o să mai repetăm. Să vedem dacă... Da. Din păcate asta este, nu știu care e treaba, e o chestie nouă, nu vă supărați pe noi. Data viitoare vă promitem că o să rezolvăm problema. Încă o dată, înainte să începem discuția, și salut și pe cei care au mai intrat acum, au scris mai mulți. Pe YouTube a zis Cristi că e o problemă, nu e nicio problemă, o să ne uităm și o să încercăm să rezolvăm. Prieteni, nu vă mai ducem mai departe cu discuția, o să trecem la subiectele principale pentru că avem două astăzi. În primă fază vom vorbi despre meciul de ieri, despre omul meciului mai ales, Bogdan Chipirliu, care a făcut un nou meci senzațional, bravo lui, foarte bine pentru el. Și apoi o să discutăm puțin despre noul comandant. Sunt niște informații interesante care au ajuns astăzi la mine. Au ajuns, este greșit să spun așa. Am dat un search pe Google după domnul Bichir și am găsit acest articol publicat chiar astăzi, foarte interesant, pe site-ul Politica Dezastrului. Cumva o să încerc să distribui link-ul, să văd dacă pot să îl pun aici în chat. Sper să pot.
Sper să mă lase. Nu știu dacă a pus. A intrat cineva cu noi, da. Fanpage SL, ok. Așa o să faceți. Ah, am înțeles. Ok. Bun așa. Da, este evident vorba despre, probabil, individul care a făcut plângere împotriva noastră pe YouTube. Nu este absolut nicio problemă. Îi mulțumim că a intrat cu noi și că ne să-i dea urmărește. Sănătate. Da, e amuzant, nu? E amuzant când încearcă să facă chestiile astea. În primul rând că e chiar amuzant ce a făcut el acum, că exact asta am făcut eu în emisiunea trecută. Trimite-mi, uite, fanpage SL sau cum te cheamă, te rog frumos, dacă poți, trimite-ne și nouă materialul audio pe care l-ai făcut, că e chiar interesant și amuzant. Da, ăștia sunt, n-avem ce să facem. Adi, ăstea sunt oile, sunt obsedate de Steaua Liberă, sunt frustrate că noi avem mereu dreptate și că le dăm peste bot și că e foarte ușor cu ei să demonstrăm că vorbesc prostii. Îți dai seama, deci dacă politica lor este politica pumnului pus în gură, îți dai seama care este forța argumentului lor, știi? Bă, știi ce? Nici după 6 ani, s-au făcut deja 6 ani, da? Nici după 6 ani și atâtea procese, bă, pur și simplu nu vor să accepte, nu că au pierdut în instanță. Aia era clar, Ciobanu n-a câștigat prea multe procese în instanță, indiferent ce a contestat. Bă, ăștia nu vor să accepte că au fost înșelați și mințiți. Unii nu vor să accepte. Da. Unii nu vor să accepte. Dă-mi voie să te corectez și să-ți spun că unii nu vor să accepte. Am avut, pot să spun chiar plăcerea, atenție, în ultimele săptămâni am avut plăcerea de a întâlni suporteri FCSB-iști care au spus: domne, pe mine nu mă interesează, pe mine nu mă interesează toată tărășenia asta cu palmaresul cu numele, nu mă interesează dacă este Steaua sau nu. Mi-au zis așa: eu vreau să mă uit la meciuri, țin cu echipa asta de când știu, de când mă știu, asta e echipa mea. Mai departe n-am ce face, eu nu trădez. Și îi pot aprecia pe oamenii ăștia, atenție, pentru că ăștia, fiind și mai tinerei, adevărat, ăștia, într-adevăr, au crescut cu echipa lui Becali, au fost alături de ea, s-au bucurat alături de ea, sunt atașați poate de sportivii care au trecut pe acolo. Ei sunt loiali echipei lor. Ei nu pretind că echipa lor e altă echipă. Și chiar oamenii vorbind cu mine, vorbeau cu FCSB referindu-se la echipa lor. Nu i-am corectat să le spun că corect este FC FCSB. Nu mă bag peste asta, da? Și nu m-am băgat în primul și în primul rând pentru că ei au spus FCSB și Steaua. Da? Au vorbit despre echipa lor, au spus FCSB. Au vorbit despre echipa noastră, au spus Steaua. Au separat entitățile. Au separat. E ok. Deci păi nu e ok, așa este normal. Și eu am mai spus de mai multe ori, noi nu trebuie să facem diferența între suporterii FCSB-iști și oi. Pentru că de multe ori să știți că nu sunt același lucru. Oile sunt fanatici ăia care merg și fac tot ce le spune Becali. Ăia sunt oile. FCSB-iștii nu sunt. Bă, două secunde, Adi, două secunde pentru... Unde sunt aia fanatici? Două secunde, Adi, un pic să-i răspund lui Mihai Coman, să înțeleg că nu se mai poate asculta pe YouTube ultima voastră emisiune. Ba da, Mihai, o să se poată asculta pe YouTube. Dă-ne doar câteva zile să putem intra și, cum ți-am spus, să blurăm acea parte unde apare fotografia asta pentru care au făcut băieții ăștia plângere, da? Băiatul ăsta, mătușoaia, oaia asta, a făcut plângere, noi o să schimbăm și după aia o să fie din nou videoclipul sus, nu o să fie nicio problemă, o să-l puteți asculta oricând și acest lucru chiar ne ambiționează, o să mergem mai departe și o să vedem dacă într-adevăr putem să
urcăm aceste emisiuni și pe alte platforme, platforme mai sigure, unde o să distribuim acolo și alte lucruri, de unde să nu le poată da nimeni jos. Și încă o chestie vreau să mai spun, pentru oamenii care s-au abonat la Steaua Liberă într-un fel sau altul, fie că e vorba pe YouTube, pe Facebook, pe Patreon, o să le trimitem tuturor un link către canalul nostru de Telegram. Avem un canal pe Telegram. Acolo o să distribuim mai multe lucruri, o să încercăm să avem acolo discuții un pic așa private, ca să spun așa. Să le spunem oamenilor cum stau lucrurile, ce informații noi mai avem, ce chestii sensibile am mai aflat și așa mai departe. Dar asta v-am spus, o să fie doar pentru abonații noștri, pentru cei care ne-au susținut de-a lungul timpului mai mult decât cu un simplu share sau cu un comentariu sau cu un like. Da, Adi, te-am întrerupt, te rog frumos să continui ce ai vrut să spui. Vorbeam de funny way-lor, nu? Mă, eu am zis așa, ăștia nu se răzbună nici pe Steaua Liberă. Uite, boala lor este că de fapt au fost înșelați, dar nu vor să accepte. Pentru că sunt oameni care le jură pe Talpan, sunt oameni care acum vreau să spun că, domnule, justiția a fost corectă, dar a putut Talpan să câștige toate alea. Fanii ăia ai oilor nu știu unde sunt ei exact, că stadionul este gol de vreo 2-3 ani la ei. Deci la ei e pandemie începută de până 2016, în general nu mai vine lumea. Ăștia au boală pentru simplu fapt că ei au fost înșelați și nu poate să accepte lucrul ăsta. Deci nu poate să accepte. Că la Florin Talpan poți să urli, să spui, bă, tu ești un corp, bă, bun, Talpan e un corp. Dar ce facem cu 20 și ceva de judecători care au dat dreptate și ăștia au fost toți corupți? Aici e problema, că ei nu vor să accepte că au fost înșelați. Pentru că, una peste alta, Ciobanu i-a înșelat. Și nu i-a înșelat doar pe ei, da, a înșelat mai multe ori. Da, i-a înșelat de mai multe ori, deci nu nici măcar o singură dată. Este și o doză de, nu știu, să nu fac o glumă acum, e ceva BDSM la mijloc. Este. Că e un pic sadomaso. Păi ăsta spune ție din 2014-2015 că în 6 luni recuperez marca. Îl crezi odată, îl crezi a doua oară, ba, a treia oară, deja ești masochist cu tine. Deci când un om spune ceva și el face cu totul contra, după, și tu îl crezi, după 6-7 ani, tu îl crezi de fiecare dată când el spune lucrurile alea, înseamnă că tu cu tine ești masochist cumva. Da. Îți place să te auto-schingiuiești cumva singur. Sau îți faci creierul praștie. Pentru că ăsta nu e un om pe care să-l crezi. Adică unul care a făcut tot ce a făcut Becali, deci oricum l-ai luat și oricum te-ai gândit la personajul ăsta, nu ți inspiră încredere. Deci tot ce a făcut este podos. Da? Nici măcar oameni din fotbal românesc nu mai vorbesc cu el. Da? A dat pe goarnă cam tot ce s-a putut și încă mai are. El mai are pe țeavă. Și tu, după 6 ani de zile, deja cât e proces de la procesul pentru marcă? Nu, în 2014, nu? E procesul pentru marcă. În 2014 am câștigat. Nu? Primul proces. Că nu mai mi-aduc aminte anul. Bă, stai puțin. Primul proces, 2014, 3 decembrie. Bun, hai să, dacă am socotic doar ca în 2014, deja să fac 7 ani anul ăsta. 7 ani. În 7 ani au mai curs și alte procese și tu aveai timp să vezi că ceva acolo nu e în regulă. Eu nu spun acum ei să vină să treacă de partea Stelei să ține cu Steaua. Bă, dar să te duci să faci rău la oricine ține cu Steaua și să înjuri Steaua spunând că este list, pentru că tu ai fost păcălit și nu poți să accepti asta, e noaptea minții. E noaptea minții. Dar astea sunt probleme. Eu cred că de ăștia ne vom mai lovi cel puțin. 4-5 ani și după ce nu va mai avea Gigi echipă, ne vom lovi de ei. Bineînțeles. O să spun că noi am făcut rău echipei, nu va conta ce performanțe va avea asta. Eu spun că domnule, Steaua a fost distrus. Evident. Deci nu o să scăpăm. De ăștia nu vom scăpa. Cum nu putem să... Eu, nu știu, am făcut acum o emisiune cu câteva zile și am vorbit un pic și despre... Eu am trecut la comandant. Comandantul de care nu știe nimeni. Nu vreau să fiu răutăcios, am zis că îi dau o lună la dispoziție. Eu așa am zis. O lună cred că este suficient. Nu mult. Vreau să supere lumea, dar e o lună mai mult așa de bun simț. Eu știu că nu o să se întâmple absolut nimic.
Deci Păhâncul l-am făcut noi praf, au început să-l facă și alți suporteri și în momentul în care iese în presă faptul că tu iei 50% din salariu unui om care și-a făcut treaba, demonstrându-se că și-a făcut treaba pentru club, în momentul ăla tu nu mai ai ce să cauți acolo. Adică l-au expus până când l-au compromis cu tot. Dar nenea ăsta care a venit, Bichir sau cum îl cheamă, domnul da. Comandant, bă, zice, noi ne cunoaștem după vremea lui Petrea, da? După 2005, așa. Și s-au făcut, uite, 6 ani și tot pică comandanții, bă, adică. Tot pică. Ăștia nu înțeleg lucru. Că și dacă nu mai sunt eu, tu sau încă 500, bă, tot să va găsi cineva să le dea în cap dacă nu-și fac treaba. Da, bineînțeles. Deci, nu, ei nu vor să înțeleagă un lucru. Aici nu poți să ieși în pensie liniștit. Bă, băieți, nu merge. Nu merge. Dacă erați la Avântul Plopeni, mergea, că n-avea performanță, nu vă cerea nimeni nimic. Aici nu se poate. Adică va trebui să facă niște lucruri. Bine, nu o să facă nici asta mare lucruri. Chiar nu mă aștept. Nu știu, poate tu ai mai multe informații de el. Nu te-am întrebat dacă știi ceva de el, dar... Păi o să citim acum imediat, dar eu aș vrea să lăsăm în partea a doua a emisiunii, pentru că... vreau în prima parte să discutăm despre meci. Uite, eu n-am prins Metropola TV, pot să mă înjur, pot să nu mă înjur, n-am reușit să-l... N-am destul, ce să-ți spun. Poți să vezi oricum meciul, dacă vrei, în reluare pe Facebook. Am să mă uit cu interes. A fost oricum meciul lui Bogdan Chipirliu, n-are rost să discutăm despre alte aspecte ale partidei. Adică putem să discutăm un picuț despre faptul că a mers destul de greu. Dacă este să fim foarte sinceri, meciul cu FC Voluntar 2 a fost mai greu decât ar fi trebuit să fie, dar asta nu poate neapărat să fie un motiv de reproș pentru echipă și pentru Oprița, pentru că trebuie să fim și noi conștienți de faptul că nu se poate să abordezi chiar toate meciurile la 500%. În cazul de față, oamenii noștri au jucat la 90-95%, destul cât să bată. N-au făcut spectacol, dar cu 3-0 pe tabelă, eu zic că îi putem ierta, nici nu mai îmi trebuie mai mult de atât, nu-mi trebuie dribbling-uri, nu vreau faze ca la Barcelona, la Real Madrid sau la alte echipe mari, nu, e destul, 3-0 e perfect și chiar vreau să... Au fost comentarii și comentarii. Pe tine nu te-a nemulțumit jocul? Ca și joc? Mă, pe mine, eu îți pot spune că pe mine m-a mulțumit. Jocul. Și știi de ce m-a mulțumit jocul? Pentru că am văzut o echipă mai pragmatică. Și nu doar că, nu vreau să vorbesc despre echipă. Astăzi nu vreau să vorbesc despre echipă, pentru că pe mine m-a încântat acest atacant Bogdan Chipirliu, care în sfârșit este atacantul pe care noi l-am cerut la Steaua. Omul a fost extrem de pragmatic în fața porții. A început să marcheze. Da. Și este la a doua triplă în două meciuri. Eu o să spun ceva. Știi de unde s-a schimbat jocul lui Chipirliu? Eu să știi că n-am să pun preț pe ultimile două meciuri în care el a dat 6 goluri. Eu pe Chipirliu l-am văzut atacant în meciul cu FCSB. Bă, faptul că a stat în coasta la ăia și s-a zbătut și a fost mereu cu fața spre poartă și a încercat mereu să atace poarta și să dea la poartă, acolo s-a văzut într-adevăr o schimbare. Că să știi că nu cu adversari neapărat Motești te impresionează un atacant. Că și Voluntar și Dinamo nu poți să spui că n-au mare calitate la momentul ăsta. Iar dar asta este nivelul. Deci da, eu aș vrea să atrag atenția că ăsta este totuși nivelul în acest moment. Adică nu o să întâlnim echipe mult mai bune. Mai bune, da, dar nu cu mult. Adi, să spun serios, singurul adversar pe care îl vom avea redutabil, de fapt, sunt vreo 2 sau 3, dar eu o să-l pun pe ăsta principal, e FCSB-ul. După aia vorbim de LPF și de FRF sau arbitri. Dar până acolo eu cred că vom defila. Și bine, și dacă terminăm pe locul 2, tot n-ar fi o nenorocire, mai mult de chestii de palmares că ai terminat seria pe locul 1. Ideea e în felul următor. Chiar dacă n-am transferat mari jucători de valoare, stau o să încheie campionatul ăsta pe locul 1. De acolo încolo, în schimb, începe greu. Eu ți-am zis și ție, prefer să rămân rezervat, indiferent de ce rezultate vor veni. Da? Sau că vedem scoruri mai mari, sau că vedem jocuri în care ne entuziasmăm. Pentru că toată munca asta, din păcate, se răsfânge la un singur meci.
și poți să faci o singură prostie într-un meci de baraj cu FCSB-ul, s-a ruinat tot. Da? Nu mai contează nici dacă am jucat o repriză mai slabă cu Chiajna sau am dat 3-0 voluntar Chipeliu jucând excelent. Deci echipa poate să joace în ce stil dorește ea, că până la urmă te adaptezi și după adversar. Poate astăzi, poate ieri puteau să dea 6-7-0. S-a terminat doar 3. Faptul că au bătut cu 3-0, să zicem, chiar dacă ar fi jucat mai șters, bătând cu 3-0, îți arată că echipa a fost stăpână pe meci. La un scor ca ăsta nu prea ai, mai ales că totuși au deschis și scorul repede, n-a fost așa un chin. Nu mi s-a părut, chiar nu mi s-a părut că ar fi fost un chin când deschis scorul repede. În schimb, alea sunt meciurile care dor și din păcate acolo ne vom da examen. Și chiar dacă e tardiv acum să ne plângem, păi, e rușinos să poți să joci un campionat întreg, să fii pe locul 1 și totuși tu să depinzi de un meci. Adică la ce au mai contat toate etapele alea? Știi? Nu am mai făcut ca la MFB să-ți ia toată munca, să fie 4-3-2 cu punctele și 1. Nu, au făcut-o de data asta altfel. O echipă poate să joace cât vrea de prost dacă termină campionatul pe locul 2. Deci tu îți dai seama, voluntar FCSB ar putea să termine la 15 puncte în urma noastră. Nu mai contează. Dacă ei prin locul 2 și aduc altă echipă la baraj, s-a terminat. Și atunci meritul sportiv unde e? Uite, poate e cineva online să-mi spună și mie dacă sistemul ăsta era și anii trecuți. Nu, eu știam nu că era. Eu știam că se promova direct. Se promova direct, evident. Deci ce să înțeleg? Că au schimbat sistemul pentru competiție, nu? Nu, au schimbat sistemul pentru că... Pentru cioban. Steaua. Da. Da, pentru că Steaua, că doar știm cu toții cum stau lucrurile. Dar nu a fost. N-a fost. Prieteni, am făcut un mic poll, un mic sondaj pe live. Întrebarea este simplă. Va marca Chipirliu 3 goluri și în meciul următor? Da și nu opțiunile. Nu știu dacă vouă vă apare. Eu sper că vă apare, mie nu mi-apare aici nimic în ceea ce privește vreun posibil poll. Ba da, mi-apare, îmi cer scuze. Vă rog eu frumos să votați și să discutăm la final părerile voastre. Până atunci vreau să îi transmit la mulți ani fratelui nostru Lucian din Boston și să citesc ce a scris... Vali Ștefan, el zice așa, nu cred că are vreun rost să forțezi meciurile astea, e suficient să bați și atât, valoarea maximă și devotamentul maxim o să trebuiască să-l vedem la baraj, așa este, sunt de, corect, corect, sunt de acord cu corect, el în totalitate. Eu ce voiam să spun despre Chipirliu este că păstrând proporțiile, mie mi s-a părut ieri că l-am văzut pe Ruud van Nistelrooy, cel puțin am văzut un atacant exact de profilul lui Ruud van Nistelrooy, foarte pragmatic, foarte eficient în interiorul careului. Mi-au plăcut primele două goluri, deși nu sunt goluri spectaculoase, mi-au plăcut pentru că au fost goluri. Pentru că omul nostru a fost în fața porții și acolo s-a concentrat la maxim și a marcat, spre deosebire de alte dăți în care poate că n-ar fi marcat. Spre deosebire, de exemplu, de meciul cu FC FCSB, când a dat cu capul pe lângă poartă, dintr-o poziție foarte bună. Nu o să uit, cred că niciodată, ratarea aia, atât de tare m-a enervat. Dar e bine că a marcat acum Chipirliu și e bine că marchează, pentru că și golul al treilea, un gol foarte frumos din punctul meu de vedere, Chipirliu a preluat la marginea careului, s-a întors cu un fundaș în spate și a tras... Mingea s-a dus în poartă, exact asta vreau să văd de la un atacant, vreau să văd că știe ce să facă în momentul în care mingea ajunge la el, vreau să văd că marchează în momentul în care are poarta în față, vreau să văd că e rapid, vreau să văd că nu stă pe gânduri, vreau să văd că profită de absolut fiecare ocazie pe care o are. Chipirliu asta a făcut în acel, nu mai știu ce minut era, cred că minutul 75, stați să mă uit un picuț așa, da. În minutul 75, atunci a dat al treilea gol, a preluat, s-a întors, a tras, a marcat. Este foarte simplu,
Ăsta este fotbalul ăla simplu despre care vorbesc toți mari antrenori, că știi, adică de fiecare dată când vorbești cu un mare antrenor, el îți spune că fotbalul trebuie să fie cât mai simplu. Iar Cruyff avea vorba aia că e simplu să joci fotbal, dar nu e simplu să joci fotbal simplu, sau așa ceva, asta știi? Am vrut să zic, cel mai greu fotbal de jucat e la simplu. Când trebuie să joci repede sau să nu complici. Lucian Fătu ne scrie, păi dacă e eficient și pragmatic, mai mult Inzaghi, nu Van Nistelrooy? Păi la fel, la fel, cred că amândoi atacanții au fost de același tip, ucigași, înnăscuți în momentul. Te contrazic. Da. Van Nistelrooy era de 16 metri, iar Inzaghi era atacant de 3 metri, 4 metri. E, lasă era... că marca și din 16 metri... Inzaghi? Eu zic să te mai gândești. Nu mă provoca, pentru că o să intru să mă uit la o compilație de goluri marcate de Inzaghi. Oricum cred face că 80% din goluri le-a dat din 11 metri. Cred că 80% din goluri, dar într-adevăr, mare atacant Inzaghi. Până la urmă, el avea un stil suferit de a juca. Și foarte arțăgos, ținea de tricou și irita adversarii. Dar un atacant care a avut și cred că a fost, cel puțin cât a fost la Juventus, a fost unul dintre cei mai mari atacanți, cred că, din istoria lui Juve. Și dacă îți mai aduci aminte, da, făcea pereche cu Ravanelli. Dacă îți aminte de el. Și Fabrizio Ravanelli. Și cu... Da. Mare atacant. Bun. Acum o să vină cineva și o să spună, bă, cum vorbiți voi despre Van Nistelrooy și Inzaghi când voi jucați în Liga 3? Da, am înțeles. Însă este doar o comparație. Păstrăm proporțiile. În niciun caz nu îl vedem pe Chipirliu ca fiind noul Van Nistelrooy. Dar ne bucurăm că avem un atacant pragmatic. Și de asta am pus întrebarea asta, dacă va marca Tripirliu 3 goluri și în meciul următor. Clar, dacă marchează 3 goluri și în al treilea meci la rând, asta o să fie porecla lui, Tripirliu. Nici nu se pune problema să fie alta. Eu cred că va marca. Voi ați spus mai degrabă că nu va marca. 58% dintre oamenii care au votat au zis că nu, 42% că da. Eu cred că va marca și, sincer, dacă va marca, mă voi bucura și mai mult, pentru că asta înseamnă că, într-adevăr, avem un atacant pe care putem conta și eu cred că vom putea conta pe el și în play-off sau, nu știu, mini-turneu de promovare, că nu-i play-off. E, cred că așa este corect să spune, mini-turneu de promovare. Da. În orice caz... Cred că s-a întâmplat ceva cu el, pentru că, scuze că te-am întrerupt. El rata destul de mult, a avut câteva meciuri în care, hai să o spunem pe aia românească, bă, ne-am îmbolnăvit. Păi, astea la alte meciuri, meciurile de dinaintea meciului cu Dinamo 2. Ne-am îmbolnăvit o perioadă. Lumea a început să-și piardă un pic încrederea în el. Dar, știi că ți-am spus la un dat, vă zic, nu poate să fie un atacant chiar atât de slab. Totuși a jucat la Liga 1, a fost golgheter în Liga 2, n-avea cum să nu facă față la Liga 3. Adică putea să treacă probabil printr-o criză de formă, poate și a revenit mai greu. Gândește-te că a fost și perioada asta și cu pandemia a fost destul de anevoioasă pregătirea. Eu cred poate... că problema lui cea mai mare a fost fix asta pe care ai zis-o tu acum, lipsa pregătirii, pentru că Steaua nu a avut, cum a zis și Oprița, nu a avut la dispoziție o perioadă adecvată pentru pregătire în vară. Și din cauza pandemiei, și din cauza programului încărcat și așa mai departe. Știi ce sunt? Eu cred că pentru Steaua, pentru ce avea nevoie Steaua, nu ne ajută componența asta de la Liga 3. În sensul că ne-ar fi trebuit mai multe meciuri. Uite, sunt fotbaliști care la antrenamente, să știi că nu ți arată mare lucru. Și sunt fotbaliști de meciuri. Deci sunt fotbaliști care se motivează extraordinar doar când joacă. Și ca să poți să-ți faci mâna, da, sau piciorul, cazul de față, îți trebuie niște meciuri legate. Tu când joci un meci pe săptămână la Liga 3, e puțin. E puțin și s-a mai retras, parcă a fost și o echipă care s-a retras. Parcă a fost și o echipă care s-a retras, da, din campionat. Da. Adică meciurile sunt puține. Dacă aveai mai multe meciuri și aveai o continuitate, puteai să-ți rulezi mai mult din lot, puteai să vezi mai mult pe ce te bazezi. Așa nu-ți poți permite nici să riști, pentru că știi ce te așteaptă la baraj, dar totodată trebuie să joci serios. Și Chipirliu poate avea nevoie de meciuri. Poate avea nevoie să, nu știu, să joace 6-7 etape la rând. Uite că Oprița a avut încredere în el și începe să iasă.
Da. Dar greu știm unde vine. Mie acolo, mie, inima mea acolo e. Pentru că, uite, te întreb ceva. Și să-mi răspunzi cât poți de sincer. Cum îl judești pe Oprița dacă FCSB-ul te bate la baraj în minutul 80 și pe o greșeală partea noastră? Este vinovat. Nu mă interesează chestia asta. Oprița este scăpat de orice vină doar în cazul în care vin arbitrii și ne fac iar faze cum ne-au făcut în meciul ăsta cu FC Făgăsă-Bădălia. Atunci, da, într-adevăr, nu o să poți reproșa antrenorului că, bă, nu i-ai pregătit cum a trebuit. Dacă arbitrul îți scoate golul din poartă, dacă îți scoate mingea din poartă și nu te lasă să marchezi, n-ai ce face. Da, N-ai ce acolo n-ai face. ce să. N-ai ce face. Dar așa, dacă e 0-0 în minutul 89 și atunci dau făcăzăbiștii gol, păi îmi cer scuze, e vina antrenorului și a echipei. Nici nu se pune problema să scape cineva și să spună, bă, ghinion, nu! Pentru meciul ăla trebuie să elimini orice șansă, orice din astea, trebuie să te pregătești. Nu lași nimic la voia întâmplării, nu lași nimic la noroc. Nu, tată, tragi de tine, dai 150%, ești atent cum n-ai fost atent niciodată, ești mai rapid ca oricând, ești mai puternic ca oricând. Ăla e meciul care contează. Ăla e meciul de care depinde viitorul tău. Dacă atunci nu te poți concentra, n-ai ce căuta la Steaua. Am mai zis lucrul ăsta și după partida cu Carmen. Jucătorii de atunci ai Stelei n-au avut absolut nicio scuză, nici Lăcătuș. Cu Carmen, nu Adi, da. Uite, hai să o luăm la rece. Oprița joacă tot campionatul ăsta pentru un singur meci. Da. Suntem conștienți de Da, asta, da? bineînțeles. Și atunci eticheta lui Oprița care o să fie? Că dacă FCSB, nu știu, să fac niște schimburi și pe listele alea și aduce toată prima echipă, da? Și o aduce pe Da, aia de la Liga stai, 3. aici nu mai e vina lui Oprița, dar are și el o parte de vină, dă-mi voie să spun, pentru că el, în calitate de antrenor, ar trebui să se ducă la managerul Logăraru și să-i spună: domne, uite ce fac ăștia, ia du-te tu la Federația Română de Fotbal și fă o plângere, că nu-i normal. Du-te la televiziuni și fă scandal, că nu-i normal. Deci aici, hai să stabilim o chestie. Singurul caz în care ăștia n-au nicio vină este chiar ăsta de care v-am spus mai devreme, când vine arbitru și te fură. N-ai Adică ce cum s-a face întâmplat la atunci. ultimul meci? Cum s-a întâmplat la ultimul meci? Ca În să te sun. rest, pe mine nu mă interesează. Steaua București este o echipă, da? Acolo vorbim nu despre jucători, antrenori și manageri, nu, este o echipă acolo. Echipa aia are ca scop promovarea. Echipa aia trebuie să joace în întregime pentru promovare. Adică să joace fotbaliștii, să joace antrenorii, să joace managerii. Bun, să joace nu este verbul cel mai bun, să acționeze. Să acționeze împreună. Toți trebuie să-și dorească promovarea. Nu-i destul să-și dorească, nu știu, Bogdan Chipirliu și unul dintre manageri să nu-și dorească și el să nu-și facă treaba, să aștepte ca să dea Chipirliu 5 goluri. Că poate Chipirliu dă 5 goluri. Dar îi le scoate arbitru pe toate 5 din parte. Ce faci atunci? Tu, ca manager, trebuie să iei măsuri. Trebuie să iei măsuri și să te duci să te lupți cu această echipă infectă numită Fotbal Club FCSB, care este foarte clar pornită să-ți facă rău. Deci, Fotbal Club FCSB nu-și dorește să promoveze în Liga a doua, își dorește să-i facă rău Stelei. În cazul ăsta, tu trebuie să te protejezi. Iei Păi, toate măsurile. Valerica Argăseală, ce căutați vorbească cu arbitrii înainte de începerea meciului? De ce au avut voie Nu ăia să știu. vină cu atâția oameni? Da? Și că au venit și mi-a cineva că au fost înjurați Nu știu. jucătorii noștri și Foarte Oprița bine. prin gard. Foarte Domnul, bine. stați, am înțeles care sunt Dacă acolo. clubul Steaua așa consideră că trebuie să aibă grijă de jucătorii și de antrenorii săi, foarte bine, asta este. Nu o să mă apuc acum să le plâng de milă. Din nou. Tu ca antrenor, tu ca jucător, trebuie să te duci la manager și să spui: bă, stai puțin că nu e normal să mă înjure ăla. De ce ai adus jandarmul ăsta aici? Păi ia, hai un pic, cheamă jandarmul ăsta și spune-i să evacueze. Ia, du-te și fă o plângere la
observatorul de meci. Da? Să noteze observatorul de meci lipsa de fair play a adversarului. Pentru că tu, ca jucător, dacă te duci și îl înjuri pe arbitru, primești roșu. Automat. Deci tu, ca jucător, dacă un oficial al clubului care vine să se joace cu tine, te înjură pe tine, și împotriva lui trebuie să se ia o măsură. Bun, este oficial, nu este parte din joc, nu primește roșu. Dar observatorul notează chestia asta în raportul de joc și îi dă o amendă. Și îl dai afară. Și îl dai afară de acolo. Și îl dai afară, evident. Îl inviți să plece sau îl iei cu forța, cu oamenii de pază, cu agenții, cu jandarmii. Dar noi am mai discutat despre asta. Clubul Steaua nu își folosește oamenii de pază și jandarmii împotriva celor care vor să-i facă rău stele. Clubul Steaua, din păcate, și aici ar trebui să spun conducerea. Conducerea clubului Steaua, din păcate, îi folosește împotriva suporterilor steliști. Că eu încă nu înțeleg de ce, când Steaua joacă numai cu suporteri steliști în tribune, mai e necesar să aduci jandarmi la meci. Nu înțeleg. Asta nu o să înțeleg niciodată. De ce te temi? Că vor intra suporterii pe teren? Nu, e imposibil. Sau să bat între ei, poate, de asta le zic. Nu, e posibil, nu zic, dar pentru asta poți să aduci stewards, nu trebuie să aduci jandarmi. Eu nu sunt pentru adusul jandarmilor, da? Aduci niște oameni de pază, că sigur, clubul Steaua sigur are oameni de pază acolo. Poate să ia pe aia și să-i pună să stea acolo. În fine, asta e o discuție pentru altă dată, n-are rost acum. Acum hai să ne întoarcem la joc, ca să spun așa. FC Voluntari a venit la partidă cu o echipă în care s-au regăsit și doi steliști, doi foști steliști, Adrian Dorobanțu, mijlocașul central, și Răzvan Prodan, fiul lui Didi Prodan, fundaș central, care amândoi au jucat la noi în primul sezon cu Lăcătuș, dacă nu mă înșel, da, 2017-2018. Nu cred că Răzvan Prodan a mai fost în 2018-2019, dar nu mai țin minte, s-ar putea să mă înșel. Au venit FC Voluntari 2 destul de pregătiți să bată, au tras, și-au dorit victoria, ca să spun așa, nu s-au prezentat la meci doar ca să fie prezenți. S-a văzut lucrul ăsta, din fericire echipa a mers, 3-0 le-am dat, le-am închis ciocurile și am făcut rost de cele 3 puncte. Sunt sigur că lor nu le-a convenit și, cel mai important, sunt sigur că cei de la FC Voluntari 2 au avut parte și de un mic stimulent. Niște stimulente, da. Stimulente, așa. Da. O promisiune venită de pe undeva din Berceni, așa, sau din Pipera. Și de asta cred eu că au tras. Acum nu o să știm niciodată, pentru că nu cred că o să vină cei de la FC Voluntari 2 să zică da, într-adevăr, am fi avut un premiu dacă v-am fi bătut. Dar nu contează. Nu e finul pandelic acolo? Ce n-ai? Da. Hai să trecem la al doilea subiect al emisiunii. Încă o dată, în încheiere, vreau să-i zic felicitări lui Bogdan Chipirliu. Vreau să îi urez să dea câte 3 goluri în fiecare din cele 4 meciuri câte au mai rămas din sezonul ăsta de Liga a 3-a și în cele 2 meciuri din mini-turneul de promovare. Că trebuie să discutăm și despre asta. Mai sunt 4 meciuri, Adi. La sfârșitul lunii, aprilie, se termină Liga a 3-a. 30 aprilie este ultimul meci în Liga a 3-a, cred că cu, stați să văd, să nu greșesc, Metalul Buzău. Cred că cu Metalul Buzău. Da, cu ea o să jucăm. O să fie ultimul meci și după aia intrăm în mini-turneul de promovare. Deci, practic, nu mai este mult. O lună jumătate și intrăm în... și vedem dacă jucăm sau nu în Liga a 2-a. Practic... Băieții trebuie de acum să aibă grijă la meciuri, să nu se accidenteze, să aibă grijă de ei, să nu se accidenteze extra sport, că știi că se mai întâmplă lucruri din astea. Doamne ferește! Să fie atenți, să-și vadă de carierele lor, că eu cred că o lună jumătate pot să facă niște sacrificii, părerea mea, să nu bea, să nu piardă nopțile, să nu... oricum n-au unde să se ducă să bea și să-și piardă nopțile, dar asta e ok. Da, chiar totuși. Că i-a făcut pe toți sportivii să fie sportivi. Da, totuși, să fii atenți,
și să fie concentrați la maxim și să se pregătească serios la antrenamente, pentru că nu mai e mult, nu mai e mult. Într-o lună jumătate o să știm dacă jucăm în Liga a doua sau nu și eu sper că o să jucăm. Eu sper că o să jucăm. Eu nu sper decât la un singur lucru. Să fim arbitrați corect. Atât. Deci dacă vom fi arbitrați corect, avem o șansă. Dacă vom fi măcelăriți, e groasă. Din nou, aici este treaba... Păi nu, că treaba lor am văzut. Și cu Dima am văzut și la Ultimești. Treaba lor am văzut-o. Deci de 3-4 ani tot văd treaba lor. Am văzut. Și când i-au contestat pe ea de la Academie, am văzut ce treabă fac. Ar trebui acum să nu mai repete greșelile și dacă nu s-au dus să-i conteste pe cei de la Academia Partid, să se ducă acum și să-i conteste pe ăștia, în cazul în care ei încalcă regulile. Nu, trebuie atacat promovarea asta din mai multe direcții, nu doar din partea asta sportivă, ca să spun așa, din teren. Nu, trebuie de peste tot să ai grijă că ăștia nu îți fac felul. Da, prieteni, v-am spus că am găsit un articol, vi l-am și distribuit în secțiunea de comentarii. Articolul care apare pe site-ul Politica Dezastrului. Intru un picuț să văd la despre noi ce zice. După 30 de ani de tranziție, societatea românească pare că a ajuns la fundul sacului din toate punctele de vedere, de gringoladă și diletantism. Acestea sunt cele două cuvinte care descriu cel mai bine România din punct de vedere economic și social. Noi, cei care am pus la punct această platformă online Politica Dezastrului, ne dorim ca de acum încolo publicul să aibă acces la informații de bună calitate, la analize pertinente, care să sugereze soluțiile cele mai bune pe care le putem lua personal și organizațional. La urma urmei, și mass media are nevoie de o restructurare din temelie a modului de lucru, a modului în care livrează publicului informația. Fără aceasta, nu ne putem proteja, nu ne putem ajuta și nu putem schimba societatea în care trăim. Site-ul Politica Dezastrului îți va arăta permanent ce e greșit, de ce trebuie să ne ferim, dar și interesele de grup care contravin intereselor societății românești. Singura politică pe care o va face Politica Dezastrului este legată de interesul cititorului și în viitorul apropiat al telespectatorului. Asta este informația pe care o avem despre acest site, Politica Dezastrului. Nu știu, nu-l cunosc foarte bine, vă spun sincer, am dat peste acest articol la o căutare pe Google. Acum vom vedea dacă este adevărată sau nu. Noi o citim. Noi nu putem garanta că informația apărută în acest articol este corectă sau nu, dar o aducem, le aducem cititorilor, pentru că asta ni s-a cerut. Adi, încep să citesc, ok? Da, da. O să fac pauze pentru că articolul este destul de lung și o să comentăm subiectele astea interesante, importante pentru noi. Armata română la prima înfrângere, bătălia din Ghencea. Performanțele obținute de gloriile sportive ale cluburilor Steaua și Dinamo depășesc în efecte vitriolul din cuvintele celor care încă le mai înjură statutul lor de departamental. Au scris istorie, au umplut stadioane și săli de sport, au scos mii de suporteri în stradă și ne-au ținut deseori plin de speranță în fața televizoarelor, chiar dacă erau asociate cu imagini totalitare. Sunt însă rodul unei astfel de organizări sociale și mai ales supuse altor coordonate ale fenomenului sportiv. Astăzi, cine intenționează să-și exploateze talentul și eforturile în sportul profesionist, se orientează către zona privată. Statul ar trebui să se limiteze doar la realizarea unui cadru normativ corespunzător care să stimuleze competiția și investițiile în perspectiva performanțelor sportive. Dacă se întâmplă sau nu așa, ar trebui să răspundă cei din administrația centrală sau conducerile diferitelor federații. Noi ceilalți facem ce fac suporterii de când se știu, comentăm și ne dăm cu părerea. Vreau să fac o paranteză aici de pe acum și să spun o chestie legată de federații. S-a tot vorbit despre federații. Lece la emisiunea sa a spus că federațiile sportive din multe țări primesc bani de la stat. Vreau să vă atrag atenția că Federația Română de Fotbal nu primește bani de la stat. Ăsta este un aspect foarte interesant. Un aspect despre care Adi Doi a vorbit de multe ori. Federația Română de Fotbal nu primește bani de la stat pentru a nu se supune controalelor care vin din partea statului.
Corect, Adi? Da, și te-aș mai spune o chestie care mi-a spus o prietenul meu, Sorin. Federația Română de Fotbal la FIFA nu este trecută ca FRF. Dar este cum? FRFA, deci este trecută ca asociație. Păi așa este, asta ăsta este numele, ăsta este numele, da, pe care l-avea federația făcută de Sandu în 1991 sau 1992. Federația da, că se folosește de numele vechi, deci nu de ăsta, FRF-ul nostru nu figurează ca FRF. Da. 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 E posibil asta și acolo să fie o substituire din asta cum au făcut ei cu Steaua și FCF CSB. Nu ar fi exclus. Noi avem un articol publicat pe site în care articolul nostru este de fapt un alt articol pe care l-am preluat dintr-o sursă care nu mai există acum, din păcate. A trebuit să-l distribuim la noi pe site ca acesta să existe. Și în acel articol original se scria despre faptul că Federația Română de Fotbal înființată de Mircea Sandu era de fapt o asociație, nu o federație. Și tot acolo se explica care e diferența. La asociație nu te poți afilia, la federație te poți afilia. Înțelegeți? Dar hai să mergem mai departe. Să citim acest articol. Răzvan și Vidra lui. Subtitlu. Clubul sportiv al Armatei Steaua București va reuși încă mulți ani să-și facă loc în buletinele de știri a republicațiilor sportive, dar și printre cele generaliste, nostalgice după perioada de gloria sportului românesc. Faptul că începând cu 31 martie 2021, ministru Ciucă a numit un nou comandant la conducerea celui mai iubit club din România nu e o știre pe care sportul românesc să o treacă indiferent cu vederea. Dar cred că a fost trecută, pentru că nu mi-aduc aminte să fi citit foarte multe informații despre domnul Bichir. Greșesc? Adi, eu spun o frază și te las să citești în continuare. Bă, tată, dacă mâine mergem la Iohannis, avem șanse să intrăm mai repede sau să aflăm niște lucruri de prin Palatul Cotroceni. Bă, când se numește comandantul? Bă, e ceva de... e aproape ceva de James Bond. Este ceva de MI6. Bă, este o secretomanie. Deci, zici că ai intrat într-o de-asta, e ceva, o buclă temporală. Bă, deci, se poate ști tot în țara asta, mai puțin cum se numește comandantul la Steaua și criteriile. Sau când se întâmplă asta. Că e o surpriză asta cu Hâncu. Nu poți să zici că te așteptai să-l lucrească pe Hâncu acum. Că el face prostii de când l-au pus. Deci nu a făcut ceva nou în ultima perioadă. El este aceea slugă care a fost la început. Deci n-a făcut vreo surpriză. Rolul și l-a dus până la capăt. Bă, dar este un secret? Tu ai idee că, uite, am curiozitatea asta. Ăsta e numit direct de Ciucă? Asta sau, sau au făcut-o iar acolo la domnul Zisu, la eclere? Că umblă vorba în târcă, l-ar fi numit direct ministru. Că am înțeles că a fost zarvă mare, că Talpan a făcut declarația aia și a făcut prea în presa. Așa știi se că lor le place orice, mai puțin un singur lucru. Să nu apară pe la televizor sau prin mass media. Dar băieții uită că asta e Steaua. Niciun comandant nu o să iasă în pensie liniștit de aici. Niciun. Așa, te las să spun hai, în continuare. Hai că acum urmează partea interesantă pentru suporterii steriști. Unii se întreabă cine este colonelul Răzvan Ștefan Bichir, împuternicit pentru 6 luni la conducerea Stelei. Din punct de vedere sportiv, un nimeni. Din punct de vedere militar, un oportunist. În esență, foarte multe nu pot fi spuse. A terminat o facultate de sport după care a îndeplinit aproape întreaga sa carieră poziții de execuție în statul major general. Ca mulți ofițeri pe care doar vârsta i-a înaintat în grad, în anul 2016 Răzvan era în căutarea unei funcții de colonel. Cum cerințele s-au adaptat resursei la dispoziție, iar exigențele selecției s-au diluat, ofițerul responsabil cu educația fizică a fost numit pe o funcție de evaluator de sistem la Corpul de Control și Inspecția al MAPN. Acolo, devenit instant specialist în controle și inspecții, a ajuns să ocupe în mai puțin de un an prima funcție de conducere din carieră și anume cea de șef de birou. În întreaga sa carieră a comandat 2 militari în subordinea directă, dar iată cum se traduce apogeul. Urmează să conducă o unitate cu peste 2000 de angajați. Deci e interesant, a trecut de la 2 angajați la 2000. Asta este, de cu stop un pic. Da. Ăsta este printre ăia cu care ar găseală bea pe la club și nu boroi? Știu, habar n-am. Adică poate face parte din corpul ăla de control care venea pe la noi doar pentru șprițuri? E posibil. E posibil. Da,
Atunci am înțeles. Nu știu sigur, n-am de unde să știu, nu... alte informații probabil că vor apărea, de unde să știu eu. Am Hai înțeles. să mergem mai departe. Nu a semnat financiar în afara statului de plată nimic. Dați-mi voie două secunde să nu strănut. Așa. Dar urmează să gestioneze un buget de peste 25 milioane euro. De reținut că proaspătul comandant din fruntea CSA Steaua nu a condus nici măcar un pluton, dar este numit comandant de unitate fără a avea un master de conducere terminat. Nu are nici rezultate sportive, dar e pus să coordoneze discipline cu pretenții olimpice. Este de notorietate faptul că Răzvan s-a afirmat ca un artist în a exploata sistemul în favoarea lui, dar dezvoltura cu care se mișcă de câțiva ani se explică doar prin simpatia pe care doctorul Ciucă i-o poartă sincer. Colonelul Bichir deja se laudă prin club cu linia deschisă către ministru, iar primele întrebări sunt despre eventualele documente pe care le-ar fi semnat Ciucă. În club se practică metoda documentelor care dispar, iar angajații ridică neputincioși din umeri. Citat: ups, le-am distrus din greșeală, scuze. Bichir Bichir e trimis să ascundă nu hoțoaica aurie a lui Harry Potter, ce dracu e aia, nu știu, cât pe cea cenușie a lui Ciucă. Da, nu înțeleg aici, dar cred că autorul încearcă să explice cumva că omul este trimis ca să facă anumite documente să dispară. Documente incomode. Trecem la următorul subtitlu, familia, celula de bază a armatei. Poate vă puneți întrebarea, cine se află în spatele acestui bărbat de succes? În afară de un alt bărbat nominalizat deja în spate, în fața și alături de noul comandant al Stelei, se află soția sa, Florentina Daniela Bichir. Dacă poziția de ofițer în cadrul Corpului de Control și Inspecție i-a oferit inițial lui Răzvan posibilitatea să-și angajeze aproape imediat soția, 4 august 2016, pe un post de personal contractual civil în Departamentul pentru Armamente, ulterior aceasta s-a descurcat pentru amândoi. Viitorul doctor Bichir, și ăsta e doctor, atenție! Hai. Viitorul doctor Bichir și soția s-au orientat rapid, așa că începând cu 15 septembrie 2018, după doar 2 ani, doamna Bichir a fost chemată în activitate la 42 de ani cu gradul de major. Un militar de carieră are nevoie de 15 ani și cel puțin 3 cursuri de nivel ca să ajungă la acest grad. Deci este interesant că eu nu știam că se poate așa ceva. Deci soția domnului Bichir, colonelului Bichir, a intrat în armată direct cu gradul de major. La 42 de ani. Eu că vreau și eu în armată. Păi cam și eu aș vrea acum, dacă se poate. Și eu nici nu sunt chiar așa de... lacom, adică eu mă mulțumesc cu o funcție de capitan, locotenent, e ok. Dar poți să ai cea mai mică funcție, dacă îți dă și ții un 3.000 pe lună și dai doar 2 ore pe zi acolo, tot e bine. Plus că pensia îți merge. Îți dai seama, la 45 de ani pentru merite deosebite, n-ai tras un glonț, poate nici în poligon. Dar nu e vorba de tras glonțe aici, pentru că sunt militari care cu siguranță nu trag niciun glonț în toată cariera lor și ajung poate generali. Ideea este că militarii ăia fac ceva pentru a ajunge generali. Doamna Bichir a intrat direct major. Adică e un fel de Nicoleta Petrea, știi că și Petrea o avea pe nevasta, dar nevasta era mai sus pusă decât era el. Da, nevasta avea, ea purta în familie bilele alea două de care ți-am mai povestit. Așa este, așa este. În orice caz, aș vrea să fac o paranteză aici pentru ascultătorii noștri, să le explic un pic ce înseamnă să ai acest grad de major. Gradul de major nu este unul micuț, să știți. Nu este unul care să fie ignorat. E destul de greu să ajungi major. Acum noi știm, noi vorbim despre colonei tot timpul, așa... Ne e ușor să vedem într-un major un grad nu care nu contează. Dar nu e adevărat. Uite, Zisu a ajuns pe timp de pace, la 37 de ani a ajuns general. Deci da, nu e greu. Este. Major e chiar mai mic. General de brigadă. Da, general de brigadă. Da, dar nu, eu nu vreau ca oamenii să se gândească așa. Știi? Pentru că
Zisu a ajuns general de brigadă și acum este general locotenent foarte repede pentru că știți voi de ce. Alții au Bine, ajuns nu s-a major. făcut singur general. Nu s-a făcut singur general. Cineva l-a numit. Păi cineva Nu l-a se pare numit, că se evident. face. S-a făcut prin decret prezidențial, dacă nu mă știu. Mi se pare Exact. că generalii așa s-au făcut. Exact. Ai La nevoie major de nu știu cum susținere merge. politică. Nu cred că se poate ajunge la gradul de general și chiar la gradul de general de brigadă fără susținere politică. Însă hai să discutăm despre gradul ăsta de major, da? Deci doamna Bichir a intrat direct major. Da. Eu pot să vă fac o comparație. Eu urmăresc, știți, v-am mai explicat, urmăresc foarte multe canale din astea, urmăresc foarte multe personalități din astea care sunt din lumea sportului, care fac podcasturi cu emisiuni despre armată și așa mai departe. Unul dintre cei pe care îi urmăresc este un soldat american pe numele lui Joko Wilnick. Eu vă recomand, dacă vreți să ascultați lucruri interesante, să îl urmăriți. Deci am greșit, Joko Willink, îmi cer scuze. Am zis Willink. Willink, Joko Willink. El are un podcast, acum l-am căutat aici, Joko Podcast îi zice, puteți să intrați, jokopodcast.com, puteți să intrați și voi și să vedeți acolo ce materiale face. Ideea este că acest individ este un fost soldat care făcea parte din trupele Navy SEAL. Foarte mult timp el a luptat pe teatre de operațiuni din Afganistan, Irak, zone din astea de război destul de dure. Și nu doar că a fost comandant, adică cum se duc ăștia coloneii, generalii și stau la 50 de kilometri de front. Nu, el a fost acolo în prima linie, a participat la lupte alături de Chris Kyle, dacă vă aduceți aminte acel film American Sniper cu Bradley Cooper. Este despre viața acestui lunetist american numele Chris Kyle și el tot un Navy SEAL și om care făcuse parte din gruparea asta condusă de Joko Willink. E bine, Joko, un om foarte cunoscut, un om foarte inteligent, foarte apreciat în Statele Unite, foarte decorat, v-am spus, s-a retras din armată cu funcția de locotenent comandor. Asta este un grad pentru forțele navale americane. Echivalentul în armată, știi care este, Adi? Nu. Major. Excelent. Deci, domnul acesta, Willing, un soldat care v-am spus, a ajuns Navy SEAL, adică în trupele speciale la care a ajuns poate cel mai greu, unde da, trebuie... da, alea strupe de elită. Strupe de elită. Acolo nu doar că trebuie să știi să ucizi oameni, Adi. Acolo trebuie acolo să știi și alte lucruri. Ăia sunt spartani, ăia erau lăsați în sălbăticie. Ăia sunt, mai fără exagerare acum, cam cum făcea Remo. Deci genul ăla. Sunt ăia pregătiți pentru orice tip de teren să lupte, aia elita lor. Da. Ceea ce da. Și nu doar că sunt pregătiți să lupte, sunt pregătiți să facă și alte multe lucruri. Dacă veți merge pe site-ul acestui Joko, o să vedeți acolo mai multe emisiuni și o să vă explice el ce înseamnă pregătirea asta de trupe de elită. Oamenii sunt pregătiți și în ceea ce privește economia, și în ceea ce privește matematica, și în ceea ce privește fizica. Deci ăștia sunt specialiști adevărați, adică nu un om oarecare. Ăștia sunt best of the best, într-adevăr best of the best. Sunt oameni cu care poți discuta despre economie, v-am spus, despre matematică, despre război, tactici. Și totuși băiatul ăsta, deși a strâns atât de multe medalii și a făcut atât de multe lucruri pe un teatru activ de război, atenție, el s-a retras cu gradul de major, cu gradul cu care doamna Bichir a intrat în armată, grad pe care l-a primit fără să facă ceva. Poate a avut și ea vreun teatru de război pe undeva și nu știm noi. Da, nu. Păi probabil că s-a războit cu soțul de-a lungul timpului și
A contat asta. Da, pentru că el avea salariu mai mare, dar acum ea a A, venit nu mai se puțin. știe, stai. Ca soț, tu niciodată n-ai salariu. Soția are salariu. Dar, în fine, hai să Corect, mergem mai corect. departe. A primit o funcție în cadrul unui birou de achiziție din Direcția Generală pentru Armamente, de unde a început să-și împrăștie generos talentul și vocația. Colonelul Bichir este și doctorand. Păi da, dacă tot se poate. În 3 ani de activitate în corpul de control a știut să-și valorifice corespunzător poziția. Fără niciun articol sau studiu de cercetare științifică publicate, în anul 2020 s-a înscris pentru un doctorat în științe militare la deja celebra pepinieră a UNAP. Dacă domnul Bichir nu are performanțe sportive sau realizări profesionale, se pare că se afirmă în plan academic, drept un mare gânditor militar. Familia Bichir nu este singura de succes din armată, așa că vom reveni asupra subiectului într-un articol special dedicat celor care au umilit haina militară și statutul de ofițer prin grade acordate discreționar și abuziv. Cât despre domnul comandant Bichir, sperăm să nu mai dea ocazia Agenției Naționale de Integritate să-l atenționeze că declarația de avere pentru anul 2018 nu a fost întocmită corect și că lipsesc veniturile soției. Auci! Destul de dur aici ce scrie în politica dezastrului. Destul de dur, dar hai să trecem la următorul capitol, ca să spun așa, în articol. Afaceri private în ghilimele, zone militare. Rețineți sintagma, în ghilimele, din nou, zone sau obiective militare. Este vedeta noilor modificări legislative propuse de Ciucă. România este una din puținele țări civilizate care mai irosește banii publici pentru susținerea financiară a unui club sportiv care cheltuiește anual peste 25 milioane de dolari. Asta nu e adevărat, pentru că sunt și alte țări civilizate care fac același lucru. Dar despre asta o să discutăm în altă emisiune. Armata sponsorizează generos echipe profesioniste de handbal, fotbal, rugby, polo sau basket, care cheltuiesc peste 6 milioane de euro pe sezon. Echipa de fotbal a cheltuit în ultimii 3 ani peste 5 milioane de euro, buget care provoacă invidia chiar și pentru cluburi din ligile superioare. Eu nu cred că s-au cheltuit 5 milioane Nu de euro pe contează aici. asta, nu contează. Nu ne putem aștepta din partea unui articol din ăsta făcut până la urmă ca articol politic să fie foarte bine documentat pentru partea sportivă. Deci, eu așa cel puțin îl interpretez. Articolul este unul din sfera politicului. Corupție politică și așa mai departe. Nu sport, nu este despre sport. Să ne aducem aminte că peste 2,5 milioane de euro au fost cheltuiți în perioada în care echipa activa în campionatul municipal și că 2 ani la rând nici măcar nu a reușit promovarea. În armată, jocurile de culise ale doctorului Ciucă și camarilei fac din instituție o fraudă, o feudă exploatată medieval. La Steaua, jocurile de echipă au fost și continuă să fie adevărate surse de prosperitate. Foști sportivi, oficiali simpatizanți ai partidelor aflate la putere sau simple căpușe care se înfulecă lacom din gloria unui club de tradiție. Toți sub supravegherea celor din conducerea armatei. Devalizează cu toții un buget greu de imaginat. Câteva exemple. Una din cele mai profitabile colaborări a avut-o Virgil Stănescu, un bun prieten al fostului politician Victor Ponta, mare amator de basket. Prin asociația ASBC Atletico București, Virgil Stănescu a beneficiat de sponsorizări de milioane de dolari. Contractul cu Exim Bank a fost o mină de aur, din care Clubul Armatei abia dacă a primit câteva zeci de mii. Stănescu a fost simultan manager al secției de basket al Stelei și patron la Atletic București, poziții de pe care a reușit timp de peste 5 ani să exploateze situația în interes personal. Un alt personaj care a prosperat la umbra clubului care l-a făcut celebru este Constantin Dănilescu. Școala de fotbal Dănilescu transferă către CSA Steaua sute de copii. Aceștia plătesc sume importante pentru promisiunea de a ajunge să îmbrace echipamentul roșu-albastru. Rețeta este simplă, folosindu-se de însemnele stelei, având în organigramă doi antrenori, Cătălin Dănilescu și Marius Topală, angajați ai stelei, se acreditează ideea că școala este, în fapt, o anexă a clubului militar. Aici, din păcate, trebuie să spunem că așa și este. Pentru că Cătălin Dănilescu, fiul lui Constantin Dănilescu, chiar lucrează la Steaua acum. A fost într-adevăr la școala Dănilescu acum mai mulți ani, însă din câte știu eu, școala Dănilescu a fost închisă
Și, într-adevăr, grupele de copii și juniori și antrenori au fost angajați de Steaua. Transparența e maximă, în ghilimele. Așa cum am anunțat, vom continua activitatea în secțiunea de mini-fotbal la CSA Steaua, unde Cătălin Dănilescu va coordona activitatea, având mulți ani de experiență. Se posta pe pagina de Facebook a școlii de fotbal Dănilescu în 2019. Dar corpul de control a considerat că nu există trafic de influență. Bun. Acum, De ce ar fi? stai un pic, că vreau să vorbesc un pic despre trafic de influență. Cu siguranță a fost trafic de influență, pentru că domnul Dănilescu se cunoaște cu cei de acolo. Cei de acolo l-au cunoscut pe domnul Dănilescu. Nu cred însă că a fost vorba de trafic de influență în sensul rău. Da? Cu siguranță Constantin Dănilescu le-a spus: bă, uitați, am grupele astea, le vreți? Și ăștia au zis da. Dar eu, din câte știu, nu există. Nu e chiar așa cum spune în articol, că ar fi avut școala Dănilescu de câștigat de pe urma copiilor care acum se antrenează la grupele Stelei. Dar nu cred că este așa. Eu, din nou, vă spun, cred că școala Dănilescu s-a închis. Așa știu eu. Cred că în 2019. Aceeași rețetă a practicat o altă antrenor din cadrul secției de fotbal, Neață Florin Cosmin, patron la ACS Ajax Noua Generație. Echipele de fotbal ale CSA Steaua închiriază pe sume enorme terenuri sintetice prin diferite baloane, mai mult sau mai puțin insalubre, în condițiile în care propriile baze de antrenament sunt la rândul lor oferite pe sume modice prietenilor. La fel se întâmplă cu bazinul de înot, unde diminețile erau rezervate lecțiilor de înot și ședințelor de spală generalului Ciucă, iar după amiezile grupelor de copii de la diferite școli private care activau în complex. Astea, din păcate, știm că informația așa este. Sau cu terenurile de tenis. Și aici știm că terenurile de tenis sunt închiriate pentru alții, nu sunt pentru sportivi. Și mai sunt cantonamentele. Ei acolo se duc bani către diversi prieteni. În moteluri deja celebre de la marginea Bucureștiului reușesc să meargă în cantonament loturi de câte 30-40 de sportivi. De conturile, un fleac se aprobă. Noul comandant, colonelul Bichir, în perioada în care avea în derulare un contract de închiriere pentru o sumă modică a unui teren de tenis, făcea parte și dintr-o echipă de control care verifica activitatea clubului pe contracte. Acum că e comandant al clubului, poate renunța la contractul aflat în derulare pentru un teren de fotbal. Divizia de antrenori NATO 30 Cabrazi. Echipa masculină de handbal consumă cei mai mulți bani, peste 1,5 milioane de euro, numai că fotbalul este de departe vedeta clubului militar. Secția de fotbal are aproape 30 de antrenori. Nume celebre pentru istoria echipei care câștigă CCE în 8-6, dar și oportuniști contemporani sau pur și simplu simpatizanți ai partidului meu. Este cazul lui Gabriel Boștină, un fotbalist mediocru, dar un foarte talentat lipitor de afișe electorale prin județul secretarului de stat Marius Bălu, Mehedinți. Recompensa după campania electorală a fost un post de antrenor secund al echipei de fotbal și un contract de 2500 de euro pe lună. Recompensa a fost asta. Daniel Oprița, principalul de la echipa de fotbal care aspiră să joace în Liga Națională, primește 5000 de euro pe lună. Anton Petrea, principalul lui Becali de la FCFKSB, primește mai puțin de 4500 de euro pe lună. Mai încasează și Iulian Miu o sumă modică de 3000 de euro pe lună, iar Ogăraru Uns de Bălu, managerul echipei și șef al secției de fotbal, încasează lunar 4500 de euro. Toți antrenorii sunt încadrați în baza unui contract de activitate sportivă, o inginerie din zona gri a legii prin care se maschează plăți la nivelul unui sportiv profesionist. Așa, într-o armată în care tinerii locotenenți abia încasează 400 de euro, un capitan cu greu atinge o soldă de 500 de euro. Păi, în cazul ăsta nu mai vreau să fiu capitan, dați-mi voie să vă spun, vreau să fiu mai sus. Subofițerii sunt mai prost plătiți decât un angajat al primăriei care taie bilete în parcare, iar soldații, în absența banilor pentru o normă de hrană, sunt la nivelul salariului minim pe economie. Toate acestea n-ar trebui să se întâmple în condițiile unui control strict, sau dacă n-ar beneficia de complicitatea unor juriști care să avizeze corespunzător. Fostul secretar general al MEAPN, Codrin Munteanu, vechiul nostru prieten, descoperise secretul coordonării clubului în situația unor avize juridice negative sau cu obiecții, detașarea unor juriști din alte structuri ale armatei. Astfel, într-o perioadă în care Talpan se afla în dispute
deontologice cu Codrin sau comandanții săi, era detașat colonelul Iordache de la Direcția General Juridică, semna ce refuzat talpan, apoi se întorcea la birou. Pentru modul în care a servit interesele oneroase, Iordache a fost răsplătit cu o funcție de director adjunct la casa de pensie a mea APN, după care a trecut în rezervă. Secretarul de stat Bălu a primit steaua drept sinecură de partid și continuă linia lui Codrin. N-a vrut talpan să semneze contractul lui Ogăraru? Nu-i problemă, l-a trimis pe colonelul Băban de la DGJ și s-a rezolvat. E interesant asta să aflăm dacă într-adevăr Talpan a refuzat sau nu să semneze contractul lui Ogăraru. Asta o să o aflăm informația. De altfel, avizul juridic pe contractele de activitate sportivă, pe cele de colaborare sau sponsorizare, rămâne una din problemele pe care conducerea MATE nu a încercat nici măcar să mimeze că ar vrea să o vadă rezolvată. Așa. Combatem pandemia cu stadioane de 700 de milioane, ultimul subtitlu. Armata are acum în administrare unul dintre cele mai noi stadioane din țară. După opiniile experților, întreținerea acesteia va costa bugetul armatei peste 1 milion de euro. Dar merită? Se aude că Ogăraru își deschide coafor la magazin vestimentar la stadion, iar vânzarea de clomperi olandezi va susține clubul militar în drumul spre prima ligă. Și că a fost întrebat Ogăraru, mi-a zis cineva și el a dezmințit total, a zis că nu-i trei discuții, că el n-ar avea spațiu. Acum, Mă, oricum de așa la zice, sport... pe noi nu ne interesează, așa zice articolul, noi citim articolul Da, cum este, da. corect. Cât de Corect. bogați suntem dacă am investit 100 de milioane de euro într-un stadion pe care va juca echipa de amatori? Doar salariile sunt de profesioniști armate. Și aici este greșit pentru că nu este o echipă de amatori, îmi pare rău, este o echipă profesionistă, jucătorii sunt angajați pentru asta. Asta este definiția unui jucător profesionist. Și mai trebuie să explicăm și că Liga a treia este o ligă profesionistă. Deci s-ar putea aici să fie o mică răutate din partea autorului articolului. Cât de bolnavi suntem dacă în ultimii 30 de ani n-am construit niciun spital nou, dar am investit din fondurile publice 700 de milioane euro în stadioane. La Craiova, Ploiești, Sibiu, Pitești sau București, 4 stadioane, Compania Națională de Investiții are implicare masivă în toate aceste proiecte. În schimb, la capitolul unități sanitare găsim doar 2 obiective, Lipova și Zalău, care nu adună împreună bugetul secției de fotbal a Stelei pe ultimii 3 ani. CSA Steaua București și-a prezentat noul comandant vremelnic, la fel ca cei 4 antrenori împuterniciți în mandatul lui Ciucă. Totuși, doctorul de la Nasiria nu ne-a prezentat niciodată de ce e nevoie să topească 25 de milioane de euro într-o afacere sportivă și câte procente din banii ăștia sprijină apărarea națională sau pe cea colectivă. Armata noastră are uniforme de proastă calitate fabricate în Cambodgia, în timp ce fabricile din România livrează ținută militară în vest, pe care militarii noștri le plătesc la preț de brand vestimentar. Se referă la uniformele din Cambodgia. Era o paranteză acolo, în timp ce fabricile din România livrează ținută militară în vest. Deci să nu se înțeleagă că noi plătim pentru ținuta militară a vesticilor, asta vreau să spun. Armamentul individual și tehnica sunt atât de vechi încât fiecare unitate poate primi vizitatori când este noaptea muzeelor deschise. Iar muniția am renunțat să mai cumpărăm. Infrastructura majorității cazărmelor a rămas neschimbată de pe timpul vizitelor lui Gheorghiu Dej. Unele până și vara au văzut ultima oară înainte de cutremur din 77. Cu toate acestea, Ciuca al nostru investește 25 de milioane de euro într-un club sportiv. Înainte de pandemie, armata avea un singur spital de campanie de nivel rol 2, pe care l-a inaugurat cu un sobor de președinți și prim-ministru. Între timp, am mai cumpărat 2 și ne-am oprit. De parcă nu fiecare brigadă are nevoie să fie sprijinită de un astfel de spital sau nu fiecare spital militar de garnizoană ar trebui să susțină un rol 2 la război. Câte spitale militare de campanie de nivel rol 2 am fi cumpărat cu cei peste 25 de milioane de euro aruncați anual pe salariile generoase ale sportivilor din Trinidad, Tobago și Papua Noua Guinee? E, acum cred că face referire la jucători pe care poate i-am adus la rugby. Încă o să, că noi avem francez la echipa de fotbal de Și ce asta zic. dacă? Ce dacă? Eu, mă rog, nu știu foarte mult rugby, dar vezi că toată zona aia cu Papua Noua Guinee, Hawaii, Fiji, ăia sunt născuți pentru rugby. Aduc No. toate țările din lume Stai jucători de acolo. să citesc ultimul paragraf și comentăm.
încă un sector de activitate alarmat pe care Ciucă nu doar că nu a fost în stare să-l controleze și redimensioneze în ultimii 7 ani, dar prin noua numire de la conducerea clubului, colonelul Bichir dă dovadă că nu are nici cea mai mică intenție. Însă mai căutăm un domeniu, măcar unul în care legenda de la Nasiria a avut rezultate pe măsura odelor pe care le are din presă. Radule Măcaruna, o singură realizare care să ne convingă de capacitatea intelectuală și managerială a doctorului Ciucă găsim și noi? Hai, nu fiți timizi, sunteți cel puțin doi de Radu. În fine, am citit articolul așa dur cum este, tocmai pentru a vă demonstra că este un articol obiectiv. Deci nu este în niciun caz un articol subiectiv făcut de cineva care are ceva cu, nu știu, Steaua sau cu Răzvan Bichir sau așa ceva. Nu, e un articol în care cei care au prin care cei care l-au semnat au încercat să atragă atenția asupra unei probleme. Acum, din punctul meu de vedere, faptul că armata investește bani în sport nu este o problemă. Din punctul meu de vedere, voi gândiți cum credeți. O să discutăm în zilele următoare, o să prezentăm cum stau lucrurile cu plata cu bani publici a sportului în alte țări. Pentru că se întâmplă acest lucru și nu cred că are rost să-l mai ascundem acum. Sunt unii interesați să ascundă acest lucru, sunt unii interesați să exagereze și să sugereze că doar în România aveți, Doamne, singurul stat civilizat. Nu e așa. Sportul este susținut și în alte țări. Și chiar dacă vouă nu vi se pare normal ca armata să dea bani pentru sport, trebuie să înțelegeți o treabă, prieteni. Ideal n-ar fi fost ca armata să aibă club sportiv, dar armata a avut un club sportiv. Acum, ce vreți să facem? Vreți ca armata să închidă acest club sportiv? Poate să o facă. Dar gândiți-vă care ar fi pierderea. Ar fi una enormă, pentru că imaginea României stă în acest club sportiv. Imaginea României sportive, spun așa, da? Clubul Steaua este cel mai mare club sportiv din România. Deci nu este un fel de ASEA Târgu Mureș, un club local, un club care să aibă, nu știu, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 de susținători. Nu, Steaua București este un club foarte mare, cu sute de mii, milioane de urmăritori. Deci este exclusă ideea asta că armata ar putea arunca clubul sportiv, că l-ar putea închide. Nu merge. Discuția merge înspre privatizare, evident. Se poate face asta. Se poate privatiza clubul, dar pentru asta este nevoie să se schimbe niște legi. Pentru asta este nevoie să existe o licitație, să se facă treaba serios. Atât timp cât nu se schimbă legile, Steaua nu poate să fie privatizată, deci orice discuție în acest sens devine inutilă. Dacă autorul articolului, dați-mi voie să-i citesc numele, Pan Temis, nu știu dacă este un nume sau un pseudonim, dacă autorul articolului vrea să vadă Steaua privatizată, în primul și în primul rând ar trebui să meargă la guvern și să le ceară să dea o lege prin care să se întâmple lucrul ăsta. Să ceară guvernului să evalueze clubul Steaua, să vadă dacă ce sumă poate obține de pe el, pentru că este important să ținem cont și de faptul că clubul Steaua este un bun al statului român. Nu merge să-l arunci așa și să-l închizi. Nu, el trebuie valorificat. Cum îl valorifici? Păi, îl scoți la privatizare și stabilești o sumă. Și de la suma aia în sus numai. Altfel, dacă îl dai gratuit, aia este un caz, o faptă penală. Este un furt de la stat. Un furt al bunului public. Da. În orice caz, am citit acest articol ca să vă faceți și vă. Nu știm dacă, am mai spus, nu știm dacă informațiile despre acest domn Bichir sunt adevărate. Dacă sunt adevărate, e nasol. Dacă e adevărat că nevasta lui a fost băgată direct cu grad de maior, e nasol.
Asta este. Vom vedea în zilele și săptămânile următoare ce se va întâmpla. Eu sper, din tot sufletul sper, ca domnul Bichir să nu strice șansele Stelei de a promova în Liga a doua. Dar în același timp vă spun că dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, adică dacă Steaua n-ar promova, eu nu aș fi foarte surprins. Da. Îl salut pe Cristi care a intrat cu noi și el dacă vrea să ne spună ceva. Salutare! Da, și tu ești Adi, salut! Acum am... Salutare, salutare! Zic să nu vă pierd, băi, m-am chinuit de 15 minute, m-am chinuit să intru. De ce? Nu știu. Deci mi-am... Nu vă văd pe YouTube. A, dar nu suntem Facebook. Pe YouTube. Nu suntem pe YouTube. A, sunt doar pe Facebook. Da. Era la naibii să fie. Deci mi-am făcut creierul pulbere aici. Zic, băi, sunt eu prostic. Dar se pare că da. Am confirmarea. Băi, deci mă bucur că sunt în rândul românașilor. Da, ce să zic? Cu domnul ăsta, comandant. Pare așa, cam... nu știu, cam prea de la țară, așa. Nu știu ce l-am văzut. Mie nu mi inspiră... Mi inspiră ceva mai puțin încredere decât cel care a plecat acum, ca să fiu sincer. Adică mă declar pesimist după primele imagini. Măi, eu despre ceilalți am mai aflat una și alta, despre el, eu vă spun sincer, n-am auzit niciodată nimic, nu-l știu. Este... Ei, asta e mai nașpa, știi da. Cum e. Bun. Aia nu înseamnă neapărat că... Este el rău sau că este el bun? Nu, ci doar n-am auzit eu personal nimic. Păi, nu vrem și noi cu părerea să punem un pic de presiune, că poate ne aude, nu? E nasol în orice caz, dacă e adevărată treaba asta cu nevasta și cu experiența lui, că n-ar avea experiență, dacă omul care n-are experiență este numit șef, e nasol, pentru că o parte din suporterii steliști fix pe asta mărșăluiau. Când spuneau că Talpa n-are ce căuta comandant. Dar ce departament a mai condus el? Păi hai să-i vedem pe suporterii ăștia dacă o să facă acum scandal că a venit comandant un om care până acum n-a avut mai mult de 2 militari în subordine. Dacă e adevărat, cum zice articolul. Și eu cred că lucrurile astea, informația asta poate să fie verificată de către cei interesați. Da, deja sunt obosit de numirile astea tâmpite, fără concurs, fără... Ăsta e interimatul, ăsta e un fel de șantaj, așa, ordinar, da, știi? Da. Interimatul este o practică des întâlnită la stat, la toate nivelele. Când vrei să distrugi ceva sau când vrei să furi bani de undeva, trimiți șef interimar din ăștia, tot pui interimari. Interimarul te lasă să faci ce vrei tu, interimarul nu protestează. Și dacă se întâmplă ceva și problema apare prin presă sau așa ceva, pur și simplu schimbi interimarul cu alta și gata. O iei de la capăt. Cu tipul de la Bob n-au făcut același lucru? Exact. El a crezut, el ce a zis? Bă, vin aici. N-are, dacă m-au pus ăștia aici, păi eu ei sunt pensie de aici liniștit. Îți dai seama după mine, din tot ce exista în armată, păi ceva e de mine dacă m-au pus. E, nenea Mădăline, vezi, tăticule, că noi ne-am bătut noi gura un pic, dar și tu, uite că bine n-ai ajuns. Și nu o să ajungă bine nici Răzvanel. Dacă nu va face ce trebuie, nu-l văd bine nici pe Răzvanel. Ei n-au înțeles că ei pot să schimbe comandantul din 6-6 luni. Lumea nu o să tacă. Deci de aici încolo, oamenii vor fi și mai porniți. Va exista și mai mult scandal, și mai multă presiune. Deci nu există decât o soluție. Ori să facă ceea ce trebuie în ceea ce privește FCSB-ul și să apere clubul și față de alte persoane, ori să plece. Deci va fi scandal în continuu. Nu va fi suficientă nicio promovare, să știi. Pentru mine nu va fi suficientă. Da. Fac o paranteză. George Petre ne zice că nu s-a închis școala de fotbal Dănilescu. Da, e posibil. Văd și eu acum că mi-ai pus link-ul ăsta. Da, e posibil să fie ceva parteneriat, nu știu, între... Școala de fotbal al domnului Dănilescu și clubul Steaua. Însă eu așa știu că acele grupe de copii și juniori, e vorba de grupa 2006, pe care cred că o urmărim cu toții pe Facebook, pentru că are acea pagină de Facebook unde își pune informații despre meciuri și așa mai departe, despre sportivi. Eu știu sigur că acea grupă este grupa Stelei. A trecut de la școala Dănilescu la... E corect, dar știi că e și cel mai profi, ca o paranteză acum de la subiect, e și cel mai profi dintre toți cei care sunt pe la junior pe acolo.
Adică omul se vede că a făcut și școală, nu e cu fabrici și uzine, și grupele lui în pandemie chiar au făcut, grupa lui, cel puțin ce știu, a făcut pregătire serioasă. Da. Numai 2002 un nostru a fost cu hârtii de mână, azi flotări, mâine genuflexiuni, poi mâine genuflexiuni, rest, poi mâine flotări. Mă rog, nu mai vreau să mai aduc aminte. Dar e, omul e prof, orice s-ar spune. Da, da. V-am zis, judecați voi acest articol pe care l-am citit, cum credeți voi că trebuie să-l judecați. Mai cercetați, prieteni, în orice caz. Eu știu sigur că o să mai cercetez, deci nu se pune problema să iau de bună informația asta care e aici, neapărat și să merg numai cu asta. Nu, o să mai caut și alte informații, dar informația publicată în Politica Dezastrului este un punct de plecare și mie o să fie mult mai ușor acum să aflu dacă într-adevăr doamna Bichir, de exemplu, a intrat direct în major, din civil în major. Cam așa și eu vreau, și mie mi-e poftă, vă dați seama. Și poate că o să se întâmple ceea ce au tot spus ăia, ca de tot critică Steaua Liberă, că tot vorbesc peste tot că eu aș vrea să mă duc la club, să mă angajez la club. Ei, n-ar fi rău să fie adevărate zvonurile? Lansez de pe acum informația că dacă se poate, vreau să fiu și eu major. Sau hai să nu gândesc chiar atât de la un nivel atât de redus. Vreau să fiu direct colonel. Care e problema? N-aș putea să fiu colonel? De ce auzi? În cazul ăsta e că mă bag și eu major. Adi 2, tu? Ei, nu, stai puțin, Cristi. Nu. Dacă eu și Adi 2 o să fim colonei, tu trebuie să fii general de brigadă, că ești senior. Adică, bă, sărură, ai dreptate. Eu nu accept. Adică. Corect. Deci, uite, ca să le dau gloanțe la ăștia de zic că au ceva cu Steaua Liberă sau cu mine, eu îți spun, mâine, dacă ar ajunge Florin Talcoan, comandant, și mi-ar cere ajutorul, da, în ceea ce privește echipa de fotbal, mâine m-aș duce. Pe jos mă duc. Colonel sau cu alt grad? Ce funcție vrea? L-aș vrea măcar, nu știu, măcar ca domnul Talcoan să fiu și eu și el să se ducă mai sus în grad. Păi bineînțeles, normal. Îmi dea și mie acolo un salar. Găsesc eu, un 6-7 mii pe lună, cred că aș merita și așa, așa. Uite, este chiar, doar normal. Chiar, mă, eu nu să mă ascund. Uite, eu chiar vreau să mă duc la asta. Deci, cum ar fi zis și Țiții Dumitriu, telefonul meu e deschis. Da. Telefonul meu e deschis. Și Stoichiță. Gigi, telefonul meu e deschis. Așa, și Stoichiță, bineînțeles, că amândoi sunt doi oameni cu telefoanele deschise și puse la încărcat. Tu ai uitat ceva? Acum mi-am dat seama. Păi n-au fost amândoi, mă, antrenori? Păi ba Dumitriu da. Nu era principal și Stoichiță secund. Păi ba da. După aia s-a dus Slughiță principal. Păi cum crezi că a învățat Slughiță? Am uitat. Ai uitat? Vezi, eu n-am uitat. Da, am uitat. Da. Sunt ceva ani de atunci. De la ăștia. Deci ăștia sunt miejii fotbalului românesc. Au luat ceva campionate totuși. Și unul și altul. Au luat. Cred că au. Au luat pentru că... Au luat pentru că au muncit atunci, având lângă ei un om care nu era un om obișnuit, ci era un sfinx. Când sfinxul îți aduce jucători și te ajută cu ăstea, e ușor să câștigi. Să ne aducem aminte că Stoichiță l-a bătut și pe marele Nea Mircea. I-a luat campionatul, da? Da, a vrut Nea Mircea. A vrut Nea Mircea pentru că Nea Mircea l-a invertat și l-a lăsat și pe el. L-a lăsat și pe Răzvan. Hai, trebuie să te cred, mă, și gândeam acolo. Ia, dai, bă, l-a lăsat. L-a lăsat pentru că Nea Mircea, practic, era lângă mama lui Stoichiță, când Stoichiță s-a născut. Și ei au vrut, adică, ia, ce, băi, ce, lași lui Fine, dacă vă întâlniți vreodată. Poate a și participat. Cine știe? Nu mai fiți rău. Da. Bun, avem sunteți, un nou... Sunteți doar invidioși că nu aveți și voi o funcție la armată, dar nu e problemă, că vine și vremea. Păi stai, băi, dar acum am văzut că se poate rezolva, deci așteptăm și noi să ne sune și să ne propune să fim. Hai bă, că am fost lacră. Noi așteptăm, că s-ar putea să așteptăm cam mult, adică până pe 15-20 încolo să fim numiți deja. Așa ar trebui, așa cred că este corect. Bă, nu știu, ia și lui Adi, eu îi dau o lună, deci nu, acum nu voi spune nimic. Dacă într-o lună nu văd nimic, voi începe să fac ce știu de obicei. Da? Până când o să mă contrazică vreunul la un moment dat. Și să vină unul să spună, bă, m-am săturat cât m-ați criticat, ia ziceți-mă unde trebuie să depun cererile astea, ce trebuie să fac, mă, ca să-i spulber pe ăștia de la FCSB în instanță.
Că atât trebuie să facă, nu trebuie să ducă cu deciziile. Deci nu trebuie să facă ceva extraordinar. N-are decât să respecte deciziile instanțelor. Nu-i cere nimeni nimic în cația sufletului. Deci nu trebuie să facă mare lucru. Decât să ia deciziile alea și să ducă la FRP. Ne dați și al nostru? Nu. E, atunci vă dau în judecată. Păi vă dezafile, nu e nicio problemă, că vă dăm în judecată și după aia nu mai existați. Și să vedem ce facem atunci. Deci nu, oricum nu și-ar permite FRF-ul să facă vreo chițibușeală. Deci nu sunt în poziția în care să poată să facă ceva. Iar cu Ciobanu ai terminat foarte repede. Ai terminat 15 minute, rezolv. Că un avocat e Florin Talpan, rezolvă imediat lucrurile. Deci doar trebuie semnate lucrurile astea. Dacă nu face asta într-o lună, să ducă tatăl. Să ducă cum a venit cu tocul eu aia care l-a pus. Da? Că știm ce au făcut aici. Aici este un fel de... Dacă n-ai avut niciodată nicio funcție și n-ai fost nimic, vino că te pune comandant. Deci singurul criteriu este să nu te cheme Florin Talpan. În rest, ești angajat. Bă, hai că îmi dai speranțe. Bă, nu vă dau speranțe, dar cam ăsta e adevărul. Acum nu trebuie să... Ce, să stăm să ne prefacem? Am avut dreptate și cu ultimii trei. Să nu spuneți că acum s-a întâmplat ceva brusc și au zis ăștia, domne, Hâncu a fost nepregătit. Cred că a fost nepregătit. N-a stat Mircea Lucescu destul să-i facă instructajul. Ia hai să încercăm cu un alt comandant care probabil că este list. Că ei nu știu ce comandant, știi, este... Îi fac o selecție din 100 de ei și spun, domnule, Răzvan ăsta ar fi după față, ia întoarce-te Răzvan să te văd în profil. A, păi ești bine Răzvane, poți să vii la noi. Ai câți angajați ai avut ultima dată? 2. Și acum, hai să-ți dăm 2000 acum. Hai să-ți dăm 2000. Ce pensie ce vrei? Privilegii, ceva spune că la noi se poate orice. Că lumea e supărată că, vai, că și articolul ăla l-ascultam Vadi, că are buget steaua de 26 de milioane de euro. Bă, dacă să dau bani pe două motoare de elicopter de 26 de milioane de euro și elicopterele alea nu zboară, atunci nu mai faceți mă gură. Cât nu, nu poate în vedere, dacă ar fi să o iau la rece, oricum România nu are armată. Ăștia sunt bani care românește, sunt, efectiv sunt dați de pomană. Deci dacă ar fi să o iau la rece, banii ăștia care și ăștia sunt sifonați, păi ăștia sunt cheltuiți mai cu cap decât aia care îi dau ei pe arme. În fine, avem un nou ascultător intrat aici cu noi pentru probe. Vreau să-l întreb și pe el ce grad își dorește. Salut! Salut! Salutare! Eu am intrat doar puțin să văd... Îs mai tânăr, am 15 ani. Între disputa asta am intrat să vorbim puțin. Ok. Îs cam nehotărât. Ar vrea să știu părerile voastre de ce considerați că Steaua e în Liga 3-a. Pentru că e acolo este. Dacă scrie Steaua București în Liga 3-a, ce să considerăm? Dar știți bine cum e cu judecătoria în ziua de azi. Cumpiri cu bani orice. Păi bine, dar eu sunt de acord cu tine, dar știi care e treaba? Dacă tu crezi că un judecător este corupt, dacă tu crezi că judecătorul a dat o decizie incorrectă în ceea ce te privește pe tine, tu poți să iei măsuri împotriva respectivului judecător. Gigi Becali de ce nu a făcut nicio plângere la DNA împotriva judecătorilor ăstora corupți? În ghilimele corupți, că eu nu zic că sunt corupți. Da. Câți ani ai spus? 15 ani? Da. Bun. Mulți înainte. Trebuie să știi niște lucruri, că na, ți le spun pe scurt așa. Trebuie să știi că nimeni în țara asta, niciodată, dar niciodată, nu poate, deci repet pentru tine, nu poate să-ți ia un bun care este al tău. Nu are cum. Este imposibil. Nu s-a întâmplat așa ceva. E ca și cum un judecător... Exact. E ca și cum un judecător ți-a luat ție casa. Nu este posibil așa ceva fără niciun motiv. Deci Gigi Becali, dacă ar fi avut Steaua, nu ar fi putut niciun judecător să o ia. Ca să înțelegi pe scurt cum se treaba. Dacă s-ar fi întâmplat o asemenea catastrofă judiciară, s-ar fi adresat tribunalelor internaționale. Unde ar fi avut câștig de cauză, cum a avut acel patron de la Fruity Fresh, bănesc că ai băut vreodată așa ceva, și a câștigat la tribunalul de la Washington 80 de milioane de euro, de dolari, pentru că statul român nu și-a deplinit obligațiile față de el. Așa și cu Gigi. Deci, pe scurt, Becali n-a avut Steaua, ca atare, judecătorii au constatat lucrul ăsta, noi am pornit din Liga a 4-a, acum suntem în Liga a 3-a, probabil luna viitoare vom fi în Liga a 2-a. Doamne ajută! De ce spun eu? Gigi n-a avut, dar el a furat-o. Deci dacă a furat-o, e ca și cum ai furat mașina. A furat-o, deci era el. Pentru probe.
Scuză-mă, pentru probe, cum pot să-ți spun, ca să nu spun tot pentru probe? Costel. Costel, uite, eu înțeleg ce zici tu, dar tu trebuie să faci o diferență între a fura o roată de mașină și a fura o entitate juridică. Ok, da. Da? Adică când furi o entitate juridică, nu iei entitatea juridică și o bagi în buzunar și te duci cu ea. Nu, da, nu mai lăsa să termin. Deci, să spunem că el a furat-o, dar în perioada aia în care el... Unde a fost Steaua? Dacă, în perioada aia unde au fost? Steaua a nu, fost dar tot acolo. Nu, nici comunicat că Steaua s-a dezafiliat, că nu mai există clubul. Ținica de fotbal. De ce s-a comunicat că nu mai există? Da, Costel, Steaua București nu a fost niciodată doar un club de fotbal. Sunt niște lucruri pe care cei mai mulți suporteri nu le cunosc, pentru că așa s-au obișnuit asta ei. Asta știu că are basket, volei, tot și... Deci clubul Steaua este un club polisportiv. Clubul Steaua poate să-și închidă secția de fotbal și să se concentreze doar pe șah, de exemplu. Aia nu înseamnă că clubul Steaua dispare. Aia nu înseamnă tocmai că... Tocmai ce a spus asta. De ce atunci, de ce nu s-a spus, băi, secția de fotbal nu mai există, gata. De ce dar noi am explicat deja în alte episoade treaba asta. Pentru că acei indivizi care conduceau clubul Steaua au fost și ei implicați în acest... în această acțiune de protejare a FCFCSB-ului. Înțelegi? Deci Ciobanu a făcut FCFCSB, a înscris în Liga 1 echipa sa, exact așa cum arată documentele lui. Pe locul nostru, cu acordul nostru. Pe locul nostru. Și totul a fost făcut cu acordul celor care conduceau clubul Steaua, pentru că niciunul nu a protestat, niciunul nu s-a dus să depună memorii la federație sau așa ceva. Dar asta nu îi oferă legalitate. Asta nu înseamnă că ceea ce a făcut Becali este corect. Unde, nu știu, eu aș merge mai încolo. Întrebarea ta n-ar trebui să fie de ce nu a protestat conducerea clubului Steaua atunci. Întrebarea ta ar trebui să fie de ce conducerea clubului Steaua nu le-a spus niciodată suporterilor că FCFCSB nu are absolut nicio legătură cu clubul Steaua. Eu, pe mine mă frustrează că în perioada aia nu s-a știut nimic. Adică da, toată este. Lumea, ca și cum tot a fost ok. Aia da. Cea mai tare. Da, am fost înșelați. Dar eu încă nu știu. Nici cu asta, nici cu una. Nici cu una, nici cu alta. Deci, eu aștept Costel, palmaresul. Costel. Văd cine are palmaresul. Atunci Steaua are palmaresul. Deci nu, noi da, de asta nici nu mai vorbim. Nu știu cum e bun. N-ai înțeles. N-ai ce să aștepți. Trebuie să înțelegi ceva. O să-ți explic pe scurt. Atâta timp cât echipa aia nu se numește Steaua și poartă numele de FCSB și desenul lor nu are nimic de a face cu desenul sau marca Stelei, nu ai ce să păi faci. Și dacă câștigă palmaresul, ce faci? Dar nu că câștigă. L-a câștigat deja, nu e decât de să pronunți o decizie. Procesul este deja câștigat. Dar nu e final, nu e definitiv. Costel. Este definitiv, mă, copile, mă, înțeleg că e gata. Costel, hai să te întreb o chestie, tu urmărești Steaua liberă sau nu? Nu prea urmăresc. Acum am este prima dată când urmărești? Am mai urmărit, dar puțin. Deci noi am explicat de mai multe ori ce s-a întâmplat. Noi am explicat că acest proces despre care vorbești tu nu este un proces, ci este o acțiune în constatare. Și atenție, e introdusă de Steaua București, da. Nu de FCSB. Da. Deci nu e un litigiu, ca să înțelegi nu foarte bine. Nu este un litigiu. Deci acțiunea în constatare, decizia unei acțiuni în constatare nu este nici definitivă și nici executorie. Ceea ce spui tu că aștepți o decizie definitivă este nu știu cum să-ți spun eu, degeaba. Pentru că nu o să fie niciodată definitivă această decizie. După ce se termină procesul, eu înțeleg unde bați tu spui că se termină procesul la Curtea de Apel, după aia la ICCJ și așa mai departe. După ce se termină procesul la ICCJ, Steaua București, atenție, Steaua nu face FCSB. O să poată în secunda 2 să deschidă un alt proces, o altă acțiune în constatare, în care se ceară exact același lucru. Înțelegi? Pentru că acesta este caracterul acestor acțiuni în constatare. Ele constată un drept existent. Judecătorul zice, da, domne, mașina asta este a ta. Dar asta nu înseamnă că pe veci aia e legea. Pentru că tu poate că luna viitoare îți vinzi mașina. Ei bine, după ce tu îți vinzi mașina, tu nu te poți duce cu actul primit de la judecător să spui, domne,
mașina e a mea prin decizia judecătorească, deci dă-mi-o înapoi. Înțelegi? Înțeleg. Deci această acțiune în constatare este un document pe care îl primești, care constată un lucru în acest moment. Înțelegi? O astfel de acțiune este folosită în cazurile în care au loc decese și transfer de proprietate către moștenitori. Moștenitorul se poate duce cu actele necesare să demonstreze că este moștenitorul și să treacă, de exemplu, casa de pe numele părintelui, pe numele său. Înțelegi? Da, exact. Dar adică, asta adică nu înseamnă... E doar o formalitate. Da, Steaua a câștigat deja procesul. Steaua a câștigat deja procesul, pentru că în primă fază judecătorul a recunoscut și la faza asta a doua, la apel, judecătorul nu văd cum ar putea să dea ceva pentru FCFCSB în condițiile în care FCFCSB nu deține nici un act propriu care să demonstreze că are palmaresul ăsta. De asta, asta este lucru pe care oamenii nu îl înțeleg când vorbesc despre acțiunea asta în constatare în ceea ce privește palmaresul. FCFCSB, Costel, nu știu dacă știe acest lucru, dar nu a putut nici măcar să dovedească că deține palmaresul realizat de FCFCSB din 2013 până în 2014, nu știu când. Deci ei nu au acte nici pentru acele trofee. Nu se pune problema ca ei să aibă acte pentru Cupa Campionilor Europeni în condițiile în care n-au acte pentru campionatul din 2000 cât l-au luat. Exact. Ultima decizie, Costel, dacă nu știți, spun eu, ultima decizie și definitivă, a spus următorul lucru. Între 2013-2014 e vid, înțelegi tu? Un gol în palmares. Nu este recunoscut palmaresul nici Stele, că era suspendată activitatea echipei de fotbal, dar nici altfel CFP-ului, pentru că s-a înființat și a schimbat denumirea în 2014. Adică, ca să înțelegi tu, ei au intrat în 2003 în prima ligă cu un nume de Steaua București, înființat de ei, Anapoda, separat de clubul Steaua, ca și cum ți-ai fi făcut o firmă și ai fi numit-o Steaua București, iar în 2014... Da, eu asta înțeleg, dar... În 2014... Înființat așa pentru noapte clubul ăsta... Ce-a făcut? Înființat cu numele ăsta... FCSB, dar cu numele de Steaua București. Cei de la club, la Steaua București, ce-au făcut ei? Că atunci... Dar Costel, da, uite, nu pot să dovedească niște acte care sunt în Costel, ca să-ți dau un exemplu bun în cazul ăsta, este exact ce s-a întâmplat acum, la începutul emisiunii, ce am vorbit despre individul ăsta care și-a făcut o altă pagină, Asociația Steaua Liberă, și care acum se dă Steaua Liberă. El și-a făcut această asociație, are tot dreptul să facă, în altă țară a făcut-o, acolo nu există probabil nicio altă societate cu numele Steaua Liberă, deci era normal să existe numele, să fie valabil. Dar acum eu te întreb pe tine, băiatul ăsta, el este Steaua Liberă? Doar pentru că și-a făcut și pentru că i s-a permis să folosească acest nume? Nu este. Păi și atunci eu întreb, actele alea care au furat el, ceva acte, când au cumpărat ceva... Dar nu are acte de a fura. Nu are, Costel, nu a cumpărat nimic. Costel, tu trebuie să înțelegi un lucru, aici nu e vorba de furat. El s-a dus și s-a înscris într-o competiție. Cei care administrau competiția i-au permis să facă lucrul ăsta. Au fost complici, da, cu porcăria. Adică... Dar el și-a înscris propria lui firmă, atenție mare, băiatul. Deci propria lui firmă, numită Steaua București. Aici ai tu dreptate când spui că armata trebuia să spună ok, nu mai este echipa noastră, ne-am suspendat activitatea și nenea ăsta e un nene străin. Numai că nu s-a întâmplat lucrul ăsta și aici tu ai dreptate. Toți am fost induși în eroare. Exact. Dar el a intrat cu același nume de Steaua București în prima ligă. Uite, mărturisesc o chestie. Nici eu în 2012 sau 2013 nu știam încă nimic. Talpan a început procesul și sesizările de prin 2009. Da? Deci nu trecuseră atât de mulți ani în 2009 și procesul, îți dai seama, dacă s-a încheiat procesul în 2014, cred că a avut 2 sau 3 ani vechime minim. Da? Deci mi se pare că 2007 a fost faza. Mai devreme. Da, trebuie să ne uităm după ce în ce an a început procesul pentru marca. Deci lumea care vine și spune, dom'le, dar ce au păsit atâția ani? Bă, stați un pic, că cu 10 ani Talpan deja făcea niște lucruri în sensul ăsta. Bă, 10 ani.
Da, deci să nu mai spună lumea că s-am stat, dom'le, că 20 de ani nu s-a întâmplat nimic. Bă, băieți, deci din 2003, de când teoretic a preluat Ciobanul ceva, dar n-a preluat nimic, până în 2008-2009, n-au trecut 20 de ani. Au trecut 7-8 ani. Și presiuncii că au fost mereu în perioada asta să se facă ceva. În momentul în care nu au avut cum să se mai înțeleagă cu el, când i-au propus înțelegerea și a refuzat-o, pentru că știi că el a împins și cu alte înțelegeri înainte. Și a zis omul, păi până acum nu v-am dat? Acum ce, mai vreți să luați 10%? Nu i-a mai convenit omule. Înțelegi? Și de momentul ăla a început rășenia. Și nu a mai avut cum să oprească procesul, pentru că îl luau pentru, probabil pentru abuz în serviciu sau, eu știu, favorizarea infractorului sau eu știu ce acuzații ar fi putut da. Da? Deci procesul ăsta este început de mult. Cine are ochi și urechi și ceva amintiri și aduce aminte. Da? Deci vorbim de minim 2011. Păi ia gândiți-vă. Că nu e chiar așa, că n-a stat Alpan așa s-a uitat pe cer. Pentru că primul tras la răspundere pentru o chestie de genul ăsta ar fi fost Florin Talpan, să se înțeleagă. El este jurist. Da? Deci, el este jurist. Ar fi fost primul om tras la răspundere pentru toată tărășenia asta. Să începeam mult mai devreme. Că și echipa puteam să avem în 2015, dar cineva s-a răzgândit după două săptămâni. Și tot așa. Da? Deci, Costele, eu știu că ai 15 ani și nu e normal... Ești un pic mai mare decât fiind. Nu e normal la 15 ani, ieșit, poate mai ascultă. Nu e normal un copil la 15 ani să stai, să-i dai 1000 de explicații. Vezi, ăsta e fotbalul urât și pervers și mizerabil. Că un copil de 15 ani n-ar trebui el să stea să se gândească că stai, că a început procesul ăla, nu știu când. Noi vorbim de acte de 6 ani de zile. Și stai că încă băiatul ăsta nu e o cauză pierdută, că tot a fost cumva interesat. A avut curiozitatea să întrebe de ce. Da. Da, măcar omul n-a intrat, a intrat un copil, n-a fost nici fals, nici ironic. Nu m-a întrebat de ce, de ce e așa. Acum, exact. Și câte lucruri, că nici eu nu le știu, cu toate că am văzut actele și am văzut atâtea lucruri. Deci, cât poți să explici la un copil dreptul civil? Da, hai să fim serioși, că și noi... Dar nici nu trebuie să explici. Nici nu trebuie, el e suporter, și datoria noastră tot aia. Păi noi trebuie să fim suporter. Am ajuns să învățăm drept comercial... proprietate intelectuală. Astea sunt niște aberații. Noi n-ar trebui să ne intereseze așa ceva. Decât dacă vrem să ne cerem la drept. Da? Da. Deci aici s-a ajuns. Da? Uite, măcar copilul ăsta, uite, are o șansă. Când treabă, ăștia la alții o fac doar din dușmănie. Ei știu că au fost păcăliți, dar nu pot să accepte. Pentru că va rămâne mereu veșnic aplacă. Echipa mea n-a retrogradat niciodată. E așa, domnule, echipa mea n-a retrogradat niciodată. Păi n-a retrogradat, că echipa ta n-a mai existat. Dar n-a retrogradat, au dreptate. Adică ăsta nu trebuie să-și facă gânduri. Nu, Steaua nu a retrogradat niciodată. Palmaresul Stelei nu include niciun ultim loc în campionat care să ducă la retrogradare. Eu te cred, dar avem o problemă. O echipă în 2003 s-a afiliat cu numele de Steaua. Deci aici toate lucrurile acestea, vor ieși la suprafață. Noi, v-am spus, prieteni, ați văzut... Am abandonat orice încercare de a mai scrie despre aceste procese pentru că este inutil. Considerăm că în acest moment toate informațiile sunt clare, toate deciziile care contează sunt acolo. Procesul ăsta, v-am spus, pentru palmares ăsta nu contează. Singurul care contează este cel pentru recuperarea prejudiciului. Dacă alții vor să vorbească despre procese, să o facă liniștiți, noi o să vorbim despre alte lucruri. Avem sute de ore despre procese, nu? Sute de ore are. Cred că da. Eu deci... nu zic cinstit, când mai aud pe câte unul de la FCSB sau mai văd comentează, eu nu știu de unde, eu nu mai pot să mai vorbesc despre așa. Le și place. M-am săturat, îți spun sincer, m-am săturat și să vorbesc de comandați, m-am săturat să dau și în ăștia, că știu că ne răcim, de multe ori ne răcim gura de pomană. Chiar unora dacă le place, îți spun eu, deci unora le place, discuțiile astea în contradictoriu le sunt pe plac. Am observat lucrul ăsta, sunt unii oameni care pur și simplu pentru asta trăiesc, să se ducă și să se certe, să discute în contradictoriu, să dezbată. Badi, nu e o problemă când te cerți. Da? Uite, și eu cu tine ne-am contrat unele chestii, tu ai avut altă părere, eu am avut altă. Da, mă, dar nu, noi nu ne contrăm în fiecare adică, zi. Nu e vorba de asta. Bă, ca să mă contrez cu tine și tu ca să te contrezi cu mine, trebuie să vii cu niște argumente. Bă, ceva, argumentele alea trebuie să fie palpabile. Bă, ăștia n-au cu ce să bată, tu înțelegi? Deci,
vii și spui, avem 21 de procese câștigate, tu ai zero. Bă, cum poți să te bați cu mine? Că nu poți să vii să-mi spui că toți judecătorii au fost corupți. Că ești penibil. Deci nu poți să vii cu placa asta. Ți-a spus ciobanul că în 6 luni câștigi marca. S-au dus 7 ani de atunci. Deci care e argumentul cu care vii la mine? Dacă eu sunt mincinos și sunt corupt și nu sunt steaua, tu cine ești? Că tu ești doar FCSB. Inclusiv proprietarul echipei spune că sunteți FCSB. Adică, deja ține de BDSM. Probabil că unii n-au bani și apelează la metoda asta. N-au bani să mai ducă la fete, poate vor să facă și distanțare și încearcă să o facă online. Asta e BDSM online, nu? Să-i spunem așa. Să facă ce vor, pentru noi este clar cum stau lucrurile. Pe noi nu ne interesează să mergem la FC FCSB. Chiar nu înțelegem de ce insistă acești suporteri FCSB-iști, aceste oi, să ne cheme înapoi la FC FCSB. Nu ne interesează. Noi nu o să vedem, nu o să venim niciodată la FC FCSB. Nu vrem să urmărim meciurile acestei echipe, nu vrem să o susținem. Chiar nu pricep de ce ei sunt atât de dornici ca noi să mergem acolo. Nu cunosc, nu înțeleg chestia asta. Ăsta e un lucru pe care chiar aș vrea să mi-l explice cineva. Nu înțeleg de unde dragostea asta a celelalte părți pentru noi. Noi nu-i vrem la Steaua, de exemplu. Noi nu vrem ca ei să vină la Steaua. Pe noi nu ne interesează ca ei să creadă că FC FCSB e Steaua. Pot să creadă ce vor ei. Dar să stea acolo. Dar pe ei interesează să ne atragă pe noi dincolo. De ce? Chiar nu pricep de ce. Poate că o să facem o emisiune în care să discutăm despre aspectul acesta. Da, băi, ce am emoții deja pentru meciul de la Baraj, sincer. Deci, când am văzut că mai sunt doar 4 meciuri din asta, campionatul ăsta, deja mi-a fugit mintea la derbiul de promovare. Și deja am emoții, mărturisesc pe acum. Aia e tot ce mă interesează. Sper să promovăm. Eu cred că nu vor fi probleme și că drumul ăsta e totuși fără întoarcere și că orele astea, sutele de ore, mai ales voi cât v-ați bătut aici, să nu fi fost în zadar. Eu așa cred. În zadar nu cred că au fost. Până la urmă, nu, orice s-ar întâmpla, timpul ăsta petrecut cu suporterii steliști, discutând cu suporterii steliști, ăsta e, eu zic că, timp bine folosit de către noi. A fost până la urmă o plăcere pentru noi. Nu ne pare rău că am făcut asta. Dacă o să se întâmple mai departe lucruri nasoale cu Steaua, din nou nu o să fie vina noastră. Noi ne-am făcut datoria, noi considerăm că am făcut tot ce am putut noi să facem. Dacă o să se întâmple ceva, o să fie vina altora. Noi nu ne mai asumăm treaba asta. Eu zic că promovăm. Doamne ajută, asta îmi doresc și eu. Asta îmi doresc. Adi, te salut. Cristi, te salut. Punem punct aici emisiunii. Și să ne auzim, băieți, de la Excel în sus. Numai bine, vă doresc sănătate tuturor. Două ore de emisiune. Două ore de emisiune pe Facebook care au mers foarte bine. N-am văzut, m-am tot uitat pe partea asta de statistici aici din spate, din Facebook. N-am văzut să fluctueze stream-ul, să cadă stream-ul. A fost bine din punctul ăsta de vedere. Emisiunea o să fie pusă și pe YouTube, prieteni. Cei care au intrat mai târziu pot să asculte la început de ce am făcut pe Facebook. Însă chiar dacă, trebuie spus, chiar dacă am făcut emisiune pe Facebook acum și nu pe YouTube, sunt și în dashboard-ul canalului de YouTube și nu pot să nu observ că în timpul emisiunii pe Facebook am mai primit un abonat pe YouTube. Deci numărul de abonați al Stelei Libere a crescut pe YouTube în timp ce Steaua Liberă difuza pe Facebook, transmitea pe Facebook. Lucian ne scrie că tot YouTube preferă și eu sincer prefer YouTube pentru că mi se pare că e mult mai ușor să citești comentariile celor
prezent. Domnule, m-a profesor Doră, tu mă crezi deja, zic, bă, să termină emisiunea și nu intru, bă, băiatule, zic, nu se poate așa ceva, mă. Am dezinstalat Facebook, l-am instalat din nou. O nenorocire, ce no, 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 am făcut astăzi așa, am explicat la început emisiunea, nu o să mai repet acum, dar o să ne întoarcem, o să ne întoarcem pe YouTube. O să ne întoarcem și pe YouTube și poate vedem, poate o să facem ceva, cumva să transmitem la fel ca băieții de la CSS și pe YouTube și pe Facebook. Să vedem însă dacă putem. Momentan, v-am spus, am urmărit interesat tabloul de bord de la Facebook de aici și spre surprinderea mea, stream-ul a mers foarte bine, foarte bine, foarte bine. N-a avut nicio problemă, în niciun moment nu s-a întrerupt. Din păcate pe YouTube se mai întâmpla. Din păcate pe YouTube de multe ori se întrerupea. Dar acum n-a fost cazul. Asta este un lucru bun. Vom vedea da, în continuare ce vom face. Auzi, după ce ai spus că ai câștigat un abonat pe canalul YouTube, bă, o fi fost Costel? Că dacă n-a fost Costel și l-am câștigat și pe Costel în seara asta. E posibil să fie. E posibil, nu știu. Poate că omul a apreciat explicațiile pe care noi le-am oferit și a decis că merită să ne asculte în continuare. Este posibil. Sau poate e încă unul și atunci avem doi. Da. Uite, ușor, ușor. Sau poate el a intrat numai pentru a aduna probe împotriva Stelei Libere, că știi că așa avea numele la utilizator pentru probe. Păi, dar nu știu de ce a intrat pentru probe, așa că putea să înregistreze videoclipul ascultându-l. În fine, nu, acum sunt eu discutând, evident, omul a intrat pentru o discuție, nu pentru altceva. Așa că dacă nu ne vedem la DNA, hai. Da, păi clar, păi, după ce o să fim și noi maiori, colonei, ce o să mai fim? Da, bă, păi ți-am zis, ne depunem alea, eu seara asta îmi pregătesc. Eu sper că până pe 20 să-mi dea măcar capitan. Nu știu, mai e gradul ăsta? Am citit, ai auzit, 500 de euro pe lună e indemnizația la capitan. Pentru atunci? Banii ăștia nu mă dau jos din pat. Băi, adevărat că pe eu la ta, eu, ce să zic, pentru 1000 și un pic cât iau eu, băi, dacă mi-ar da așa sub plus, mai duce, n-ai zice. Nu știu. Să vedem, mai discutăm, mai vedem. Bine, Cristi, mulțumesc. Mulțumesc că ai venit alături de noi. În final nu o să vă mai zic să vă abonați, pentru că acum suntem pe Facebook, dar stai, totuși să vă zic, intrați pe YouTube și abonați-vă cum s-a abonat și abonatul ăsta care a făcut-o în timp ce noi transmiteam pe Facebook. Deci mergeți acolo. De distribuit ne-ați distribuit și le mulțumim celor care au distribuit emisiunea asta de pe Facebook. Ne ajută foarte mult, prieteni, vă mulțumim. Ce să vă mai zic? Trebuie să le mulțumim, bineînțeles, oamenilor care ne susțin pe Patreon. Eric Ross, John John, George 92, Rareș Budnaru, Alex 1947, Sensei, Cristi Tănase, Lece, Andrei Morar, Alex Toma, Mihai Ionuț, Beni, George Daniel Cernicenco, Alin Angel, Luki, Mugur Ghiță, John Gitsu, Cookie, Dan X, Vali, Valentin Ioniță și Gabi Voinic. Oamenii care ne donează și ne ajută să plătim cheltuielile pe care le avem cu canalul. Le mulțumim, bineînțeles, și oamenilor noștri care s-au abonat la canalul nostru pe Facebook și ei ne susțin pe Facebook financiar. Daniel Cernicenco, Adria Lia, Zanfirica Sivori, Haralambie, Cătălin Grigoraș, Mihai CM, Alex Toma, Cătălin Dobre, Vasile Moldovan, Gabriel Câmpian, Gabi Lica, Gabriele Nache și Dorin Badea. Și nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc membrilor canalului nostru de YouTube, John John, Cristi Blănaru, Raul Cristian, Florin Pop, John Jitsu, Adria Lia, CSA47, Roșu Albastru, Gabi Voinic, Gabi Penciu, George Daniel Cernicenco și Dan Pur. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. La sfârșit vă citesc rezultatele sondajului. Va marca Chipirliu 3 goluri și în meciul următor? 43% au zis da, 57% au zis nu. Îl întreb și pe Cristi, ce crezi? Dă triplă? Păi am votat că da, dar nu știu cu cine jucăm. A, bun. Nu contează. Trebuie să dea cu oricine. Da. Da, așa e. Bun. Mulțumesc, prieteni. Seară plăcută în continuare. Un Paște fericit celor care îl sărbătoresc în acest weekend. Și ca întotdeauna...
Forța Steaua. Doamne, știu mai bine.